Bună dimineața și bine ați venit la a doua ediție a platformei demonstrative Donau-Soia, organizată la Stațiunea de Cercetare de Dezvoltare Agricolă Secuieni. Despre programul Donau-Soia o să aveți ocazia să aflați mai multe informații la sală. Aș vrea să-i dau cuvântul doamnei director, dr. Renata Trotuș, să vă spună cuvântul de bun venit și doamnei dr. Simona Puchișcanu să vă prezinte platforma demonstrativă, experiențele, soiurile care au fost organizate aici la Secuieni. Bună dimineața și bine ați venit sau bine ați revenit la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Secuieni, la cea de-a doua ediție a manifestării intitulată Ziua Soiei, deci o manifestare dedicată exclusiv unei specii de leguminoase pentru boabe, care este soia. Manifestarea se află la cea de-a doua ediție și zic eu că este cu atât mai importantă și pentru faptul că anul 2016 a fost declarat sau denumit de Organizația Mondială pentru Alimentație și Agricultură din cadrul Națiunilor Unite, anul leguminoaselor pentru boabe. Sigur că manifestările dedicate în cadrul acestui an al leguminoaselor pentru boabe se derulează sub sloganul Semințe nutritive pentru un viitor durabil, iar organizatorii apreciază că leguminoasele pentru boabe sunt deosebit de importante pentru asigurarea securității alimentare și extinderea în agricultura mondială a culturilor de leguminoase pentru boabe va duce la abolirea foametei și al malnutriției, în special în țările din Africa. Și anul acesta, manifestarea dedicată culturii de soia s-a realizat la inițiativa, cu efortul și cu implicarea deosebită a domnului director Dragoș Dima, directorul Asociației Donau-Soia pentru România, pentru Bulgaria și Republica Moldova. Și vă mulțumesc pentru aceasta, domnule director, și vă mulțumesc de asemenea pentru interesul pe care îl manifestați, și nu numai pentru interesul, ci și pentru susținerea cercetării agricole din România și susținerea pe care o acordați unor unități de cercetare din domeniul agriculturii, și de această susținere beneficiază și Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Secuieni. Distinși invitați, v-aș ruga să-mi îngăduiți pentru început să salut prezența în mijlocul nostru astăzi a domnului profesor universitar Gheorghe Valentin Roman de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București. Domnul profesor este pentru prima dată oaspetele nostru, a celor de la Secuieni. Vă mulțumim, domnule profesor, că sunteți astăzi la Secuieni și suntem onorați de prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. De asemenea, salut prezența în mijlocul nostru și a domnului profesor universitar Costel Samuilă, decanul Facultății de Agricultură al Universității Agronomice Ieșene. Vă mulțumesc, domnule profesor! Sunt deosebit de onorată să transmit salutul și urări de succes evenimentului de astăzi din partea domnului profesor universitar Constantin Vasilică, reprezentantul Academiei de Științe Agricole și Silvice București în Consiliul de Administrație al unității noastre, domnul profesor, dar și noi,
își manifestă și ne manifestăm regretul că nu putem fi astăzi împreună. Însă avem promisiunea domnului profesor că la următorul eveniment organizat la Secuieni, dumnealui va fi prezent în mijlocul nostru. Vă rog de asemenea să-mi îngăduiți să salut prezența la Secuieni a domnului doctor inginer Eugen Mureșanu, cel mai mare ameliorator și creator al soiurilor de soia românești din România și n-am nu numai. N-am numai 1,60 m. Poftim? N-am numai 1,60 m. Da, înălțimea fizică, dar anvergura e până la cer. Exact. Care este prezent la Secuieni alături de domnul director Nicolae Tritean și sigur de specialiști din cadrul stațiunii de cercetare dezvoltare agricolă de la Turda. Vă mulțumesc că ați făcut un efort să parcurgeți un drum atât de lung, să fiți astăzi la Secuieni. Vă mulțumesc de asemenea pentru colaborarea instituțională între unitățile noastre și sigur vă mulțumesc pentru prietenia dintre cele două colective de cercetare. Și vă mulțumesc dumneavoastră, dragi oaspeți, că sunteți astăzi la Secuieni și că ați făcut posibilă întâlnirea noastră de astăzi. Întâlnire care este structurată în două părți. O primă parte care se va derula în câmpul experimental, unde reprezentanți ai organizatorilor, respectiv domnul director Dragoș Dima din partea Asociației Donau Soia, colega noastră domnișoara doctor inginer Simona Pochișcanu din partea stațiunii Secuieni, cea care împreună cu colectivul de testare ecologică s-a ocupat exclusiv de organizarea platformei Donau Soia, dar și reprezentanții ai companiilor producătoare de semințe, pesticide și îngrășăminte, ne vor prezenta în platforma Donau Soia comportarea unor soiuri de soia românești și străine, influența unor verigi tehnologice asupra creșterii și dezvoltării plantelor de soia în condițiile climatice ale anului agricol 2015-2016. După care, în partea a doua, ne vom deplasa la sala de referate, unde vor avea loc prezentări, dezbateri și discuții privind tehnologia de cultivare a soiei, în vederea extinderii soiei pe suprafețe mai ridicate în agricultura României, asta ținând cont și de potențialul de care dispune țara noastră. Sigur, ca de fiecare dată, îmi doresc ca și evenimentul de astăzi să-și atingă scopul, iar la finalul evenimentului să ne simțim mai bogați, ceva mai bogați din punct de vedere profesional. Vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți astăzi la stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă de la Secuieni și rog reprezentanții organizatorilor să intrăm în problematica primei părți a întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc! Și eu îi mulțumesc doamnei doctor Renat Rotuș. O să-i predau microfonul doamnei doctor Simona Pușcanu, nu înainte de a vă spune că există și o mică parte a treia evenimentului, și anume un prânz la pensiunea Măra pe la Șoseaua Națională, unde veți avea ocazia să degustați și ceea ce vedeți în câmp astăzi. Bună ziua, bine ați venit în câmpul experimental al laboratorului de testare ecologică. Vă rog frumos să vizităm împreună. Avem o densitate bună în lan și o uniformitate bună. Ca și tehnologie de cultivare, s-a respectat cea caracteristică pentru condițiile din centrul Moldovei. Fertilizarea culturii s-a efectuat cu 50 de kg substanță activă azot, 30 de kg substanță activă de pentaoxid de fosfor și oxid de potasiu. Sămânța tratată a fost tratată cu inoculant bacterian pentru soia, respectiv cu rizobium japonicum.
vom vizita iepăși de semănat, desim de semănat, distanțe de semănat, lot demonstrativ cu soiuri, combaterea buienilor și biostimulatori. Vă rog să vă apropiați. Epoca întâi de semănat a fost înființată pe data de 27 aprilie. Materialul biologic utilizat au fost soiurile Eugen și Onyx create de stațiunea Turda. În partea stângă avem soiul Onyx, în partea dreaptă soiul Eugen. Această epocă este uniformă, are o densitate bună în lan, avem speranțe la producții mari. Din experiența noastră, cele mai bune rezultate le-am obținut anul trecut, în epoca a doua de semănat, respectiv epoca târzie, înființată pe data de 9 mai. Cele mai bune rezultate s-au obținut la soiul Onyx. Dacă aveți întrebări... Dacă nu, vă rog să mă uit. Țin de semănat, cumplise între 30 și 60 de, și 80 de boabe germinate pe metru pătrat. Materialul biologic a fost reprezentat de aceleași soiuri Eugen și Onyx. Aceeași tehnologie de cultură. Din 10 în 10. Cele mai bune rezultate am obținut la desimile de 30 și 80 anul anterior și tot la soiul noastră. Combatere chimică? Combatere chimică. Distanța de semănat este de 50 de centimetri. Și prețul nu tocmai. Lot s-au experimentat 5 distanțe între rânduri, respectiv 12,5 cm, 25 de cm, 37,5 cm, 50 de cm și 70 de cm. Desimea de semănat a fost asigurată de 50 de boabe germinabile pe metru pătrat în toate variantele. Cele mai bune rezultate le-am obținut la distanța de 50 de centimetri între rânduri, dar pentru prima dată în acest an experimentăm și distanța de 70 de centimetri între rânduri, care arată foarte bine, după părerea mea. Cu supă și cu clainul. 50-70 sau? Da. Dar asta poți să spui, că asta e încă o caracteristică culturală. Sunt foarte versatile când se privește echipamentul de însămânțat. Poți să însămânțezi cu sămânțarea pentru păștoare sau pentru păiasă. Da. Eu... Ai două alternative. Da. Deci nu trebuie un... Nu trebuie un... Un sămânțare special. Special, da. Acest lot a fost înființat cu două sămânători, atât cu sămânătarea pentru culturi prăjitoare, cât și cu sămânătarea universală sub 29. Deci la sămânat puteți alege oricare. Cele două. Și la 35. Două săptămâni. Lotul demonstrativ cu soiuri este reprezentat de 40 de soiuri din mai multe țări.
au participat cu creații în acest lot Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Turda, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Fundulea, firma Euralis Semințe, Stațiunea Pavlicheni din Bulgaria, Institutul Osir din Croația, firma Zia din Cehia, Probstdorfer. Nu știu să pronunț. Probstdorfer. Din Austria? Nu. Probstdorfer. Firma Zia. Sate Union și ITC. Da, dar în germană. Vă rog să mă urmăriți. Lotul începe cu 8 soiuri creații ale Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Turda. Sunt din grupa de maturitate timpurie, au o uniformitate foarte bună, un număr de păstrăi destul de ridicat, o densitate bine în lot. Timpurie. Păi, am să rog pe domnul doctor inginer Mureșan să prezinte. Să rămână, dar nu. Cred că nu-i cazul, că da. Poți să prezinți. Nu, sunt creații dumneavoastră. Deci, furt, răspunde, ne-o pasez mie. Să rămână, tu ține aia și eu vorbesc atunci. Da? Da, la bătrân. Deci, da, ne-am oprit la Onyx. Onyx alături de Opal, sau mai nou denumirea Eugen, au fost omologate în anul 2002. Onyx-ul, așa cum spunea Simona, e din grupa soiurilor timpurii. Are la bază o formulă foarte bună. Este vorba de Maple Presto, soi canadian, încrucișat cu Evans. Întreagă fie spus, Evans-ul la soia este un fel de zovstaia la grâu, adică foarte puține combinații, adică foarte puține soiuri care s-au consacrat atât în Europa cât și în Statele Unite și Canada, nu-l au pe Evans. Deci majoritatea-l au pe Evans. De-aia o să-l întâlnim și în formulele noastre la soiurile create la Turda. Deci am zis, în 2002 s-a omologat Onyx-ul, în 2005 s-a înregistrat soiul Felix, soi care de asemenea aparține grupei de maturitate timpurie. Formula de bază la Felix este Maple Presto cu Merrick. Deci pe undeva are un părinte comun cu Onyx-ul, dar aici nu e combinație cu Evans, e combinație cu un soi extraordinar, cu soiul Merrick. Ce am mai putea spune despre Felix? Felix-ul și-a făcut piață singur, datorită însușirilor deosebite pe care le are. Pe lângă ceea ce vedeți fenotipic, există o serie de caractere, cum ar fi culoarea hirului, care îl recomandă pentru prelucrare în industria alimentară. Industrie care caută soiuri cu hiruri de culoare foarte deschisă. Din punct de vedere al culorii hirului, soiul Felix corespunde în foarte mare măsură. De asemenea, prelucrătorii pentru industria alimentară caută soiuri cu masa 1000 de babe cât mai mare ca să aibă randament la prelucrare. Aici au un picuș cheopătă, dar vine din urmă Cristina, un soi omologat în 2012 alături de Marina, soi care are masa 1000 de babe mult mai bună decât al lui Felix. Și pe lângă asta mai are un caracter pe care puține soiuri comerciale îl au, este vorba de culoarea hilului galbenă, deci nu gri deschis cum avea Felix-ul, culoare galbenă, exact culoarea tegumentului, exact lucru pe care îl apreciază foarte mult prelucrătorii din industria alimentară. În 2015, s-au omologat 5-3 soiuri. Este vorba de Caro,
Deci un soi foarte recent, în 2015 a fost omologat. Deci în 2015 s-au omologat Caro, Ilinca și Bia. Caro este un soi care mie merge la suflet datorită unei însușiri pe care majoritatea soilor comerciale o au sau nu o au. Este vorba de o rezistență extraordinară la cădere. În formulă are soiul Simpson combinat cu soiul nostru Onyx, cu primul soi pe care dumneavoastră l-ați văzut. Deci atuul, caracterul de bază a acestui soi este rezistența deosebită la cădere. Am ajuns la bătrâna și totuși foarte tânăra Perla. Perla care își trăiește o a doua tinerețe datorită faptului că mulți colegi din sud își îndreaptă privirea spre ea pentru a fi utilizată în cultură succesivă. Există solicitări deocamdată doar verbale din partea Insulei Marea Brăilei, din partea celor din Dobrogea. O să vedem cine se ține de cuvânt. Oricum, stațiunea e pregătită cu sămânță din Perla. Soiul este din grupa de maturitate 3D0. Aici e o greșeală, 3D0 este un soi foarte, foarte timpuriu. Are o uniformitate deosebită. Materialul de bază de la care s-a pornit e o combinație între un soi de la Institutul Gattel-Sleben din Germania, GS54, și încrucișat cu soiul american Norship. În sfârșit am ajuns mai aproape de zilele noastre și îl avem pe Carla. Carla, care a fost înregistrat odată cu Larisa. Domnul Guță, unde sunt fanioanele? În spatele dumneavoastră. Da? Oh, ok, bun. Deci alături de Carla a fost înregistrată și Larisa. Deci Carla are ca formulă HL20, care e un soi canadian cu ISZ. Este un soi foarte uniform, un soi cu pubescență roșcată, un soi pe care credem că o să-l întâlnim pe suprafețe considerabile în curând în cultură. Deci, înregistrate în anul 2013. La fel ca și Larisa. Larisa, sora de generație a Carlei, deci omologată tot în 2013, și ce avem de spus la acest soi este genetica lui deosebită. Genetica deosebită în sensul în care ea are în formulă, Larisa, două linii extraordinare. Este vorba de Turda 8113, din care a rezultat soiul Felix, și Turda 8110, din care a rezultat, prin omologare, soiul Onyx. Deci, practic, este o încrucișare anticipată între două linii care s-au consacrat în două soiuri extraordinare, deci în Felix și Onyx. Larisa rezultă din încrucișarea acestor două linii, deci acestor două soiuri în fond. Darina. Darina are la bază o linie de Turda 1966, cu soiul Amurskaya. Este un soi cu talie mai înaltă, are o rezistență foarte bună la cădere în condiții normale și o uniformitate foarte bună. Are însușiri de calitate de asemenea foarte bune și începând cu acest an, la stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă Secuieni, soiul a început să fie introdus în programul de producere de sămânță, alături de mai consacratele soiuri Eugen, Onyx. Eugenul și Onyx-ul le-am extins deja în partea... Am zis alături de foarte consacratele
Soiul pentru care mulțumim. Spuneți două cuvinte pentru industria alimentară a resurselor. Sunt doctor Rutger și alții care folosesc. Da. Ei, un soi care am anticipat când am vorbit despre Cristina, despre calitate, este vorba de mălina. Un soi care pe undeva este vitregit. El a fost omologat în 2012 alături de Cristina, dar pe undeva este eclipsat de calitățile Cristinei. Na. Ce să zic, are în sfârșit de calitate foarte bune, însă datorită hirului el nu este consacrat pentru a fi utilizat și nici recomandat pentru a fi utilizat în industria alimentară. Deci cele mai recomandate soiuri create la Turda pentru prelucrare în industria alimentară sunt soiurile Felix, pe care îl cunoaștem și a cărui calități le cunoaștem, și soiul Cristina. În aceste două soiuri sunt interesate și firmele care prelucrează materia primă de la noi. Deci cam atât ar fi de spus despre soiurile de Turda. Ne luăm angajamentul aici în fața tuturor că la anul le veți avea toate soiurile create la Turda în platformă, bineînțeles care sunt în catalog oficial, pentru a le studia în platforma demonstrativă. Dacă îmi dați voie, domnul Dima, să trec și la colegii de la... Simona e. Simona? Simona e Obermeister aici. Numai la fundul ăla și plec. Deci, nu, e vorba de Daciana. Daciana, un soi care s-a omologat în 2006, este din grupa de maturitate semitimpurie. Un soi destul de bun, aici are niște hibe la răsărire. Oana F, din grupa soiurilor timpurii, deci alături de soiurile de Turda. Ce este caracteristic la Oana și la Crina este caracterul de frunză lanceolată. Caracterul de frunză lanceolată este dat de gena LN, genă care conferă acest caracter care este corelat pozitiv cu numărul mai mare de boabe în păstaie. Un soi foarte rezistent la cădere. Triumful, un soi ceva mai bătrân, omologat în 1996, Oana a fost omologată în 2010, iar Crina este un soi care îmi place foarte mult, este un soi din grupa semi-timpurielor, de asemenea cu frunza lanceolată, cu caracterul determinat de gena LN. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și îi dau în continuare cuvântul colegii Simona. Vom observa patru soiuri create de stațiunea Pavlicheni din Bulgaria. Fac parte din categoria soiurilor semi-tardive și tardive. Interesant este că pentru zona noastră, în zona noastră arată foarte bine. Se află în stadiul de formare a bobului în păstrăi. Sunt uniforme, au o densitate bună în luat. Avigeia din grupa soiurilor semi-tardive, Ricci și Rosa din grupa soiurilor tardive. Nu, e destul că sunt în expoziție. O chestie legat de Pavlicheni. Un aspect legat de stațiunea Pavlicheni. S-ar părea că sunt printre ultimii mohicani care mai lucrează cu soia convențională și mai lucrează cu soia în fostul lagăr comunist. Cinste lor, au reușit să supraviețuiască în condițiile în care finanțarea a fost aproape nulă.
diferită, mult de a noastră. La fel ca și în România. Este interesant faptul că domnul doctor Mureșanu a surprins un aspect important. Pavlicheniu a fost înființată pe vremea regelui Bulgariei în 1925 cu capital german. Anul trecut a aniversat 90 de ani de existență. Și pot să vă spun că ei mențin liniile vechi cu plantatorul. Da, au baza materială perimată, săracii, dar... și totuși lucrează. Da. Deci au scos soiuri care... Osiecu. Urmează trei creații ale Institutului Osieg. Tot public, tot ameliorare publică. Tot de stat. Tot ameliorare de stat, din Croația. Da, Croația. Croația. Da. Sunt din grupa soiurilor semitimpurii. La fel, uniforme cu densitate bună în lan, păstăi, ramificații, ramifică bine. Alexandra Tudori. Da, și Hrvoie Plasic. Soiul Lica este din grupa soiurilor semi-tardive. Ce da, o să te bați pe acolo. Da. În lotul demonstrativ sunt incluse și 9 creații ale firmei Euralis, de la soiuri timpurii până la tardive. Am să... Bună ziua și bine ați venit! Numele meu este Melania Lungu și reprezint compania Euralis pe zona Moldovei de Nord. În platforma de astăzi suntem prezenți cu 9 soiuri de soia, din care doar 4 sunt în portofoliul comercial. Restul se află în testare, iar ulterior, dacă vor confirma, vor fi introduși. Euralis testează 3 ani un produs până la omologare. În România comercializăm soiuri de soia din categoria biologică bază și C1. Primul soi din comercial este Mentor, este un soi timpuriu din grupa cu 2 de 0. Dacă ar fi să echivalăm cu grupele FAO de la porumb, l-am situat undeva la 280-320 FAO. Este un soi ce se caracterizează printr-o vigoare foarte bună la startul în vegetație și are un MMB bun de 200 de grame. Anul trecut a obținut o producție de 2800 de kg pe hectar aici la Secuieni. Tenor este un soi în testare. Isidor este un alt soi din portofoliu. Este un soi de 400 FAO, are undeva la 133 de zile până la maturitate. Are o talie de aproximativ 80 de centimetri cu o tulpină robustă ce îi conferă toleranță la cădere. Are un profil fitosanitar foarte bun și toleranță la stresul climatic. Are un MMB mare de 230 de grame. Soiul sponsor este un soi de asemenea din grupa 1. Este o diferență de aproximativ 3 zile față de Isidor. Este un soi ce are o plasticitate ecologică foarte bună, se pretează foarte bine în toate zonele din România. Are un conținut de ulei de aproximativ 20%, are un randament bun și constant. Palador, de asemenea un soi de grupa de maturitate 1, este un soi nou, iar produsele ce sunt introduse... Produsele noi din portofoliul Euralis vin cu plus valoare, astfel acest soi are un conținut de proteină de 43%. Este un soi cu o capacitate de ramificare foarte bună și o toleranță ridicată la boli. Ce aș vrea să mai precizez este că toate soiurile din portofoliul Euralis sunt ameliorate pentru proteină, au conținut de proteină peste 40%. Lucru foarte important, una dintre cerințele principale ale traderilor este conținutul de proteină. Mulțumesc! Pentru mai multe detalii, în sală. Mulțumesc! Au venit în România via Cehia. Practic sunt
patru soiuri canadiene. Sunt soiuri create de o companie Ceresco, companie care a pătruns și în România și are material în Istis la testare. Sunt soiuri timpurii, unele chiar foarte timpurii. Aș înclina să cred și la Naia că aproape se află pe o graniță între 2-0 și 3-0. De soiuri care în viitor vor confirma sau nu prin comportamentul pe care îl vor avea. Deci, repet încă o dată, sunt soiuri canadiene. Simona, cum se dă Doru? Bună ziua, numele meu este Doru Iepure, sunt director executiv al firmei Kropsdorfer Sargiu România SRL. Aș vrea să spun despre firma Kropsdorfer că este membru fondator în programul Donau Soia, în Asociația Donau Soia și primul membru din România. Am reîncercat să reintroducem niște soiuri în România. Noi aveam o idee de relansarea culturii de soia în România ca și cultură succesivă, fapt pentru care am introdus soiul Solera, un soi extra timpuriu, cu rezultate foarte bune în sudul țării, dar de asemenea merge în nordul țării, în zona Botoșani, Satu Mare, Baia Mare, ca și cultură principală. În delta Dunării am obținut undeva la 3500 de kilograme cultură succesivă după orz. Ca și cultură principală, tot în zona Măcin, zona Tulcea, am obținut undeva la 4500 de kilograme. Este un soi rezistent la cădere, cu inserția păstăilor undeva la 10 cm a primei păstăi. De asemenea, are o creștere semideterminată, un răspuns foarte bine la bacterizarea cu rizobium și o toleranță bună la ierbicidul nicosulfuran. Aș vrea să vă amintesc că în România principala problemă este rotația culturilor în soia după porumb, mai ales atunci când porumbul a fost tratat cu nicosulfuran. Avem următorul soi, soiul Sinara, dar soiul Sigale este un soi foarte sensibil la nicosulfuran. Mulți fermieri au avut probleme aici. Recomandăm fermierilor care au ierbicidat porumbul cu nicosulfuran să utilizeze soiuri mai rezistente. Unul dintre ele este soiul Solena, care fiind extra timpuriu ar trebui semănat și mai târziu, deci ar prinde o rezistență mai bună, sau soiul Sinara. Soiul Sinara este cel mai tardiv soi din paleta Kropsdorfer, merge foarte bine. De asemenea și în cultură succesivă, în zona Călăraș, Giurgiu, Telorman, suportă foarte bine arșița și seceta, cu producții obținute undeva la 5200-5000 de kilograme la hectar. Cultura principală. Soiul Sigale este soiul Fanion al firmei Kropsdorfer, cu producție obținută undeva la 5700 de kilograme, în producție principală în delta Dunării și undeva la 3800 de kilograme cultură succesivă după orz. Între Sigalia, care este undeva la limita între grupei de timpurietate 3.0 și 2.0 pentru zona de nord al țării, se constată în zona de sud o diferență de 2 săptămâni la maturitate. Mulțumesc mult! Bună ziua! Numele meu este Bogdan Guță și reprezint compania Saturn Union. Sunt director de dezvoltare și de produs pentru cultura de leguminoase pentru boabe. Astăzi în platforma de la Donat Soia ne prezentăm cu patru soiuri de pe grupe de maturitate diferite și avem de la extra timpuriu până la grupa semi-tardivă, plaje care acoperă toate necesitățile fermierilor din România. Și o să încep o scurtă prezentare a soiului Atsoi, care este extra timpuriu, este unul dintre soiurile cele mai timpurii, care are ca și perioadă de vegetație în jur de 105-110 zile, fiind foarte fiind recomandat pentru zona Botoșani, zona mai apropiată de nord a României și cu rezultate foarte bune de asemenea și în culturi succesive, în condiții de irigat. Productivitatea este undeva peste 2,5 tone și este, după cum se poate observa, deja se poate observa că este într-o fază mai avansată de maturare.
un alt soi din grupa semi, din grupa timpurii, grupa 2 de 0, este vorba de soiul Corana, un soi foarte, foarte cu o bună vigoare la răsărire și o ramificație foarte bună, un soi foarte productiv. Am aici chiar o plantă, am numărat în 14 etaje, cu la fiecare etaj se poate observa 2-3 păstăi. Un soi foarte productiv. Anul trecut am avut producții obținute în cadrul platformelor Donat Soia de peste 3 tone, 4 tone la hectar. Merg un pic mai departe cu soiul Orion, soi din grupa de maturitate, să zicem, semi-timpurii. Este un soi tot așa care merge foarte bine din Transilvania în zona de nord, cu rezultate excelente pentru conținutul ridicat de proteină la acest soi, iese în evidență. Pentru cultivatorii din sud, avem astăzi chiar și în platforma de aici, pentru cultivatorii din sud care au sisteme de irigații, recomandăm soiul Tena din grupa de maturitate semi-tardive, un soi foarte productiv cu o inserție a primei păstăi mai ridicată, foarte, foarte adaptat pentru mecanizare, un soi care a obținut producții de peste 4 tone în cadrul fermelor fermierilor noștri. Vă mulțumesc, mai multe detalii o să vă prezentăm și în sală. Forma Donat Soia, soiul Vigo, creat de firma ITC, un soi care face parte din grupa soiurilor semi-tardive, cu o creștere nedeterminată, uniform. Bună ziua, bine ați venit și din partea noastră. Numele meu este Alin Alici, reprezentant al companiei BASF. Alături de mine este Liviu Chira. Hai, vorbim. Da? Compania BASF are un portofoliu destul de vast pentru cultura de soia. De altfel, are și un istoric pe cultura de soia. Astăzi aici suntem prezenți cu o variantă standard pentru combaterea burienilor în această cultură, și anume s-a aplicat preemergent produsul Frontier Forte la doza de 1,2 litri, după care s-a intervenit post-emergent cu două produse, și anume produsul Pulsar pentru combaterea burienilor dicotile și monocotile anuale, iar pentru combaterea gramineelor perene s-a intervenit cu produsul Stratos Ultra. Aici avem varianta martor neerbicidat, martor netratat. În spate se văd câteva burieni de mohor. Nu este o variantă foarte diferențiată de varianta tratată, însă sunt și ceva burieni, am vizualizat, este volvură, am văzut ceva punguliță, talsarbenze, sugel, turiță, deci am găsit câteva plante. Aceasta este varianta pe care am putut oferi pentru erbicidare, însă compania BASF a omologat un nou produs, se numește Corum. Sunt fermieri dintre dumneavoastră care l-au și utilizat. Mai multe detalii despre acest produs vă vom da în sală. Iar ultima noutate, inoculanți, da? Produsul High Stick. De asemenea, pentru cele două produse vă vom da mai multe detalii în sală. Întrebări dacă sunt. Unde s-a aplicat produsul High Stick este la variantele de soiuri la Euralis. La compania Euralis acolo s-au aplicat. Restul lotului prin tratat cu poliriz. Descrie acolo. Ok, mulțumesc mult de tot. Bună ziua, reprezint compania Adama. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi. A spune deja bună ziua, e inspirat că ne apropiem de prânz și soarele e sus. În comparație de colegii de la BASF, ce pot să vă spun e că am încercat o variantă simplă, ne-am făcut chiar și o deviză din acest lucru. Ceea ce am aplicat în
în această tehnologie. Au fost erbicide în preemergență și în postemergență numai antigranicidul. Iar ceea ce vrem să scoatem în evidență e că atât o tehnologie complexă, cât și o tehnologie mai simplă, aplicate când trebuie și în momentul optim în care burienele pot fi combătute, vă pot rezolva problemele din cultură. Restul discutăm în sală, s-a încălzit și cred că e suficient să discutăm la umbră și noi. Mulțumim frumos! Bună ziua! Vă spun și eu. Numele meu este Cristian Raus. Sunt product manager în cadrul companiei Timac Agro. Aici în câmp avem trei variante de fertilizare. După cum vedeți, prima variantă este varianta Martor. Ce este de scos în evidență, anul trecut aici s-au făcut analize de sol și în urma analizelor de sol pe care le-au făcut anul acesta, s-a luat ca și fertilizare un azot 60, fosfor 30 și potasiu 30 din îngrășăminte triplu 15 plus 100 kg de azot. Pentru acoperirea fertilizării pentru cantitatea pe care și-au propus-o dumnealor. Cu ce venim noi anul acesta în plus, compania Timac Agro, sunt două produse și anume Fertactilul Starter cu 4 litri la hectar. Este un biostimulator radicular. Se aplică undeva la 2-4 frunze când are planta de soia. Deci nu este neapărat necesar ca foliajul să fie foarte, foarte dezvoltat. Acest produs, dacă acționează și asupra solului, își va face efectul. Pentru că conține, în primul rând, acizi fume și fulvici care vor acționa asupra solului și, în primul rând, ce ne interesează la soia, asupra nodozităților care sunt pe rădăcini. Cea de-a doua variantă, avem un biostimulator foliar, Fertilider Gold. Acesta cu 3 litri la hectar. La ce va ajuta acest produs? În primul rând la o mai bună înflorire, la o mai bună legare a culturii de soia. Ce vreau să vă spun, ca să dau să discutăm și în sală, anul trecut au fost folosite tot pe acest câmp sau tot la stațiune aceste două produse, iar rezultatele au fost evidente. În cazul Fertactilului Starter a fost un spor de producție de 700 de kg, iar în cazul Goldului un spor de producție de 600 de kg de soia la hectar. Deci asta cred că spune tot și produsele și-au făcut efectul și anul trecut, într-un an dificil, cu foarte mare secetă și cu producții, să zicem, mai scăzute față de un an obișnuit. Ok, cam atât am vrut să vă spun, o să mai discutăm în sală, mai chestii mai concrete. Vă mulțumesc frumos! O să intrăm în partea a doua a evenimentului de astăzi și o să vă invităm să urmăriți câteva prezentări ale stațiunii de cercetare, proiectului de la USOIA, companiilor contributoare la acest eveniment. O să dau cuvântul doamnei dr. Elena Trotuș. Nu înainte de a le mulțumi pentru acest parteneriat și pentru dedicarea cu care a organizat această platformă demonstrativă, zic eu foarte, foarte bine. Săptămâna trecută am avut o platformă demonstrativă la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Turda, unde dr. Mureșanu și colectivul s-au întrecut pe sine. Pot să vă spun în două cuvinte că vor mai fi evenimente pentru cei care doresc să urmărească alte zone de cultură. Pe data de 11 iunie la Agrichim Petești, la domnul Viorel Nica. Pe 16 iunie o platformă mai mică de soia organică în județul Călăraș la Aur Petruș. Pe 19 august, în Republica Moldova la Bălți, la Institutul Selecția și pe 24 august la Stațiunea de Cercetare Agricolă de la Caraca. Încă o dată vă mulțumesc pentru modul în care ați organizat această platformă și vă invit să le adresați câteva cuvinte. Vă mulțumesc! Sper să nu fie nevoie de microfon. Bună, v-ați invitați! Vă mărturisesc că atunci când am stabilit programul pentru cea de-a doua parte a întâlnirii noastre de astăzi, m-am consultat cu domnul director Dragoș Dima dacă, în această prezentare, să aduc în atenția dumneavoastră rezultate privind cercetările efectuate în domeniul culturii soiei,
sau dacă este mai bine să fac o scurtă prezentare privind proiectul de activitate al unității, în care să includ și câteva rezultate referitoare la soia. Sigur că domnul director mi-a dat libertate totală și atunci am considerat că e bine să fac o scurtă prezentare, având în vedere că unii dintre dumneavoastră sunteți pentru prima dată oaspeții noștri, alții reveniți la stațiune după o perioadă mai îndelungată de absență. Ca atare, aș dori să vă informez că unitatea care găzduiește acest eveniment a fost înființată în anul 1962, atunci când a avut loc reunificarea cercetării agricole din România și când parte din fosta stațiune Târgu Frumos, stațiunea aparținând de Icarul României, s-a transferat la Secuiești. Sigur că acest transfer a avut drept scop ridicarea nivelului agriculturii practicate la vremea aceea în partea centrală a Moldovei, o zonă considerată nu prea prielnică pentru cultura plantelor de grâu. Ca atare, peste un an, unitatea noastră aniversează 55 de ani de la înființare, 55 de ani de cercetare-dezvoltare. Stațiunea de cercetare-dezvoltare agricolă de la Secuiești face parte din rețeaua stațiunilor zonale, subordonate Academiei de Științe Agricole și Silvice, Gheorghe Ionescu și Șeș, București. Zona de influență a unității o constituie agricultura din centrul Moldovei, mai precis agricultura județelor Neamț, Bacău și Nordul Francei. După ultimile acte legislative, respectiv după legea 45/2009, modificată prin 72/2011, ne-am reorganizat ca și instituție publică cu personalitate juridică. Conform acestor acte legislative, finanțarea unităților de cercetare din România, deci implicit și a stațiunii Secuiești, ar trebui realizată din subvenții prin alocare directă de la bugetul statului și din venituri proprii. Dar vedeți dumneavoastră că în dreptul subvențiilor de la bugetul statului, eu am trecut acolo într-o mică paranteză lipsă. Pentru că de 7 ani de zile de la apariția acestei legi, nu am primit de la bugetul statului decât o sumă de 200.000 de lei, pe data de 27 decembrie 2012, sumă pe care am utilizat-o într-un avans în achiziția unui tractor. În rest, întreaga activitate de cercetare-dezvoltare a unității se derulează numai din venituri proprii. Vreau să vă informez că în unitate activează 116 salariați, din care 40 în activitatea de cercetare, restul în activitatea de dezvoltare a unității. Din punct de vedere economico-financiar, unitatea este solvabilă. Nu are datorii la bugetul de stat. Este la zi cu plata salariilor și a furnizorilor și are lichidități în conturile bancare. În ceea ce privește situația economico-financiară a unității, pe anul 2015, centralizată la finele anului, la 31 decembrie 2015, se prezintă în felul următor. Cifra de afaceri pe total an 2015 a fost de 7.276.000 de lei, veniturile totale în sumă de 10.270.000 de lei,
Cheltuielile totale de 9.000 de lei, deci am încheiat exercițiul financiar cu un excedent de 1.261.000 de lei. Și din acest punct de vedere, stațiunea Secuieni este eligibilă în toate programele de cercetare care se lansează la competiții. La fel ca toate unitățile de cercetare agricolă din România, și unitatea noastră este structurată în două sectoare. Primul este cel de cercetare, iar cel de-al doilea sector este sectorul de dezvoltare. Principalul obiectiv al activității de cercetare îl constituie efectuarea de cercetări privind plantele cultivate pe terenuri arabile și tematica noastră de cercetare este ancorată într-o diversitate de specii de cultură, începând cu cerealele băioase, continuând cu porumbul, plantele uleioase, plantele textile, leguminoasele pentru boabe, plantele medicinale și aromatice și, desigur, plantele furajere. Însă, în cadrul acestui obiectiv principal, tematica de cercetare este structurată în 7 obiective specifice. Primul dintre ele îl constituie ameliorarea cunepimonoice și aici suntem singura unitate de cercetare agricolă din România care ne ocupă de ameliorarea, crearea și omologarea de soiuri de cânepă monoică. Un al doilea obiectiv specific este cel de testare ecologică, care a organizat și platforma Donau Soia de astăzi și în cadrul căruia se experimentează adaptabilitatea față de condițiile pedoclimatice ale zonei noastre, a celor mai noi creații la toate plantele de câmp. Sigur că soiurile și hibrizii, cei mai bine adaptabili, sunt apoi incluși în cel de-al treilea obiectiv specific, producerea de sămânță, în vederea multiplicării semințelor din verigi biologice superioare, introducerii în cultură și extinderii în agricultura zonală. Al patrulea obiectiv îl constituie cel de protecția sănătății plantelor, care inventariază structura organismelor dăunătoare și care elaborează sisteme de combatere integrată pentru diminuarea pierderilor de recoltă produse de aceste organisme dăunătoare. Agrofitotehnia culturilor este un alt obiectiv specific care are drept scop elaborarea de verigi tehnologice, îmbunătățirea tehnologiilor de cultivare și, sigur, elaborarea de noi tehnologii de cultivare specifice condițiilor din centrul Moldovei. Un obiectiv de cercetare este axat pe cultura plantelor medicinale și aromatice și aici tematica de cercetare este foarte diversificată. De la introducerea în cultură a unor specii noi, bogate în principii active și solicitate de piață, până la elaborarea tehnologiilor de cultivare, multiplicarea semințelor și extinderea acestor specii în agricultura zonală. Și, în fine, un ultim obiectiv, dar nu cel din urmă, este cel aferent plantelor furajere, în cadrul cărora se stabilesc elemente tehnologice pentru înființarea pajiștilor temporare. Cel de-al doilea sector, sectorul de dezvoltare, este de fapt un continuator al activității de cercetare. Aici se verifică toate rezultatele cercetării, aici se continuă procesul de multiplicare a semințelor din categoriile biologice bază și certificată 1
Aici se verifică tehnologiile de cultivare a plantelor, dar și tehnologiile de creștere și exploatare a taurinelor. Pentru că trebuie să vă spun, stațiunea Secuie este unitatea care mai menține în momentul de față un efectiv de 300 de capete de taurine din rasa brună de Maramureș, unul din cele două nuclee de taurine din rasa brună de Maramureș existent la ora actuală în România. Deci, practic, sectorul de dezvoltare asigură legătura dintre activitatea de cercetare și agricultura zonală. Având în vedere așezarea geografică a unității noastre, în partea vestică a Podișului Central Moldovenesc, o zonă considerată ca fiind favorabilă pentru cultivarea soiei, la stațiunea Secuieni au existat preocupări de cercetare în domeniul acestei specii încă de la înființarea stațiunii. Și aceste preocupări s-au sistematizat în patru obiective. Primul a fost cel de testare ecologică în vederea stabilirii pretabilității soiurilor de soia create de unități care dețin laboratoare de ameliorare pentru a vedea care este gradul de adaptabilitate a lor la condițiile din zona în care noi ne desfășurăm activitatea. Al doilea obiectiv aferent tematicii pe soia este cel de protecția sănătății plantelor. Apoi, în cadrul tematicii de cercetare pentru această cultură, s-au elaborat tehnologii specifice de cultivare pentru condițiile din centrul Moldovei. Și sigur, am produs cantități de sămânță din categorii biologice superioare la soiurile care s-au dovedit a fi cel mai pretabile soiuri pe care le-am extins în partea de est a țării. Sigur, așa cum vă spuneam, la obiectivele experimentate am obținut și rezultatele scontate. Dacă ar fi să ne referim numai la perioada ultimilor 16 ani, deci perioada cuprinsă în intervalul 2000-2016, am multiplicat și extins în agricultura zonală numai puțin de 4 soiuri de soia. Este vorba de soiul Safir, Granat, Eugen și Onyx. Iar începând din acest an, așa cum preciza și domnul dr. Mureșan în câmp, am introdus în procesul de multiplicare unul din creațiile cele mai noi, este vorba de soiul Darina. Toate cele 5 soiuri de soia, experimentate la Secuieni prin cele 4 obiective de cercetare, sunt creații ale stațiunii de cercetare, dezvoltare agricolă Turda. Amelioratorul și creatorul acestor soiuri de soia este prezent astăzi alături de noi și eu îi mulțumesc încă o dată pentru rezultatele deosebite pe care le are în acest domeniu de activitate. Sigur că stațiunea Secuieni este principalul multiplicator și chiar menținător pentru anumite soiuri de soi. Soiurile pe care le-am extins în agricultura zonală fac parte din grupa de precocitate W0. Deci au perioada de vegetație cuprinsă între 122 și până la 126 de zile. Înălțimea de inserție a păstăilor este cuprinsă între 13 și 15 cm, cât are soiul Safir, și până la 21 de cm, cât este la soiul Granat. Soiurile conțin proteină în procent de 39,3 până la 41,5%. Iar ca și potențial de producție,
Acesta este cuprins între 3400 de kilograme pe hectar și până la 4602 kilograme la soiurile care deja le-am extins în partea estică a țării, iar soiul Darina, care urmează a fi extins, are un potențial de producție de 4760 de kilograme pe hectar. În slide-ul de față avem și o prezentare pe larg a ultimilor trei soiuri de soia, dar nu voi insista asupra lor, pentru că aceste pliante se regăsesc și în mapele pe care dumneavoastră le-ați primit. Vreau să vă mai informez că de-a lungul timpului, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Secuieni au obținut producții medii la hectar, la soia, apropiate cu capacitatea de producție sau cu potențialul de producție al soiului cultivat. Am avut însă și ani, cum a fost anul agricol 2014-2015, un an agricol foarte dificil pentru cultura plantelor de câmp, un an agricol caracterizat sub aspectul precipitațiilor ca fiind foarte secetos. Suma anuală a precipitațiilor a fost de 291 de milimetri, față de 547 de milimetri, cât este media multianuală pentru stațiunea noastră. Deci ne-am situat undeva la jumătatea cantității de precipitații din media multianuală, pe fondul unor temperaturi foarte ridicate. Temperatura medie anuală a fost de 10,5 grade Celsius, față de 8,7 grade Celsius, cât este media multianuală, deci temperatura a fost mai ridicată cu 1,8 grade Celsius. Se pare că, deși în primăvară credeam că anul agricol 2015-2016 este un an mai favorabil pentru cultura plantelor de câmp și în lunile de primăvară, martie, aprilie, mai, iunie și iulie, am beneficiat de anumite cantități de precipitații, chiar în lunile mai și iunie, cantitățile de precipitații căzute au fost cu mult peste media multianuală. Dar iată că a venit luna iulie, când plantele de soia parcurgeau fenofazele de formare a păstăilor, de formare a boabelor, de umplere a boabelor, când am înregistrat un deficit de precipitații de 80 de milimetri față de media multianuală, pe parcursul lunii iulie am înregistrat 4 milimetri de precipitații din două ploi și noi știm cu toții că precipitațiile mai mici de 5 milimetri nu se iau în calcul, nu au importanță agronomică. Deci culturile de soia au avut, și nu numai de soia, în general culturile agricole au avut mult și au mult de suferit din acest punct de vedere. Pe fondul unor temperaturi, de asemenea, mai ridicate față de media multianuală cu 1,5 grade Celsius. În slide-urile următoare prezentăm câteva imagini din câmpul experimental, din câmpul tehnologic. Vă spuneam la început că tematica de cercetare a stațiunii Secuieni este diversificată, este orientată pe un număr mare de specii la plantele de câmp, ca atare și oferta stațiunii Secuieni pentru agricultura zonală este la fel de diversificată. Și în urma rezultatelor obținute, stațiunea Secuieni oferă pentru agricultura zonală tehnologii de cultivare specifice la majoritatea plantelor de câmp. Oferă soiuri de cânepă noi. Oferă semințe din categorii biologice superioare, în special din categoria biologică bază, la acea diversitate de plante de câmp. Stațiunea oferă sămânță, material vegetal și materii prime la plantele medicinale și aromatice.
oferă soluții, răspunsuri, variante la problemele agriculturii zonale generate de variații ale factorilor de mediu. Stațiunea efectuează prestări de servicii constând în uscare, condiționare, calibrare, tratare și ambalare semințe și, în ultimul rând, stațiunea oferă material de prăsire constând în junici din rasa brună de Maramureș. Sigur, prin valorificarea acestei oferte, obținem acele venituri care constituie fonduri pentru desfășurarea activității de cercetare-dezvoltare. Este adevărat că astăzi discutăm numai despre soia. Dar ținând cont că ne apropiem cu pași repezi de campania de toamnă, campanie de înființare a cerealelor păioase de toamnă, stațiunea vine în întâmpinarea fermierilor și cu o ofertă bogată de sămânță din categoriile biologice bază și la unele soiuri și specii și categoria biologică certificată 1, la grup din 6 soiuri. La ors oferim sămânță din soiul Dan, la orzoaică de toamnă din soiul Andreea, iar la triticale din soiul Haiduc. Date privind caracteristicile acestor soiuri, dar și date mai complete privind oferta de preț, se găsesc în mapele dumneavoastră în pliante separate. Ca atare, eu vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o, vă mulțumesc pentru răbdarea de a mă asculta și vă mulțumesc că ați făcut posibilă întâlnirea noastră de astăzi și sunteți prezenți la stațiunea Secuie. Vă mulțumesc! Nostru două distinse personalități a Școlii de Agricultură Românești, îmi permit să adresez invitația domnului profesor Gheorghe Valentin Roman de a vă adresa câteva cuvinte, cu atât mai mult cu cât domnul profesor Roman este membru Consiliului Științific Consultativ al Asociației de Mulțoi. Doar câteva cuvinte, fiindcă dumneavoastră n-ați venit pentru mine ca să mă ascultați pe mine. Există multe ale lucruri interesante, dar eu am venit să vă văd pe dumneavoastră și să văd niște lucruri. Sigur, totuși ceva voi spune și ca să-mi dau importanță, dar înainte de asta vă propun, pentru ceea ce am văzut în câmp ieri, după seceta care a fost, și pentru ceea ce am văzut la stațiune cum se prezintă, eu vă propun să aplaudăm gazdele noastre. Doamna director, nu este formalism în ceea ce spun, fiindcă realmente eram curios să văd secuienii, să vă văd pe dumneavoastră de exercițiul funcționii. S-a vorbit atât de mult timp și atât de frumos despre secuienii și despre dumneavoastră și evoluția stațiunii, încât realmente eram curios să văd ce se întâmplă. Sigur că nu este în totalitate corect că sunt pentru prima dată aici. Povesteam înainte că câțiva ani în copilăria mea, am vrut să zic în prima mea copilărie, după 70 de ani, urmează altele. Poate să vedeți simptomele și acum, poate. Dar în primii ani, vara o petreceam în conacul de la Mircești, unde strămoșii mei s-au desfășurat acolo, să zicem, sigur, o zonă cu o semnificație deosebită pentru Moldova și pentru țară. Deci revenim, mulțumim pentru invitație, felicitări pentru felul în care se prezintă câmpul. Este impecabil, mă gândesc la vegetație și după perioada aceasta de secetă extraordinară. Dar eu m-am uitat la datele meteorologice, adică datele anuale. Față de anul trecut,
coloanele acelea care arătau precipitațiile, ele depășeau media multianuală în lunile anterioare. Ori vedeți, solurile acestea profunde, bine lucrate, zicea un coleg arabe, nu? Ele au acumulat din apa aceea care se există în profunzime și plantele au beneficiat de apa care există în profunzime. Adică, asta este una dintre explicațiile pentru faptul că vegetația arată așa cum arată acum și care este impecabil, iar lăsând la o parte valoarea biologică și așa mai departe. Bun. Altceva ce vreau să vă spun, sigur, m-a interesat diversitatea problemelor cu care vă ocupați. Este vorba de cânepă, de exemplu, care mi se pare foarte interesantă. Plantele medicinale și noi o să vă rugăm să ne acceptați cu niște colegi din Portugalia, Cehia, Polonia, să venim în anul următor pentru a vedea plantele medicinale, sigur. Vom merge și la Bacău, la stațiune, și la doamna Iulia Baru, la Farmacia Naturii. De asemenea, aș dori să mai spun un lucru. Pentru mine, după 46 de ani de muncă în învățământul superior, este o mare plăcere întotdeauna să observ fost studenți. E Probstdorfer pe undeva, acolo se ascunde, dar de fapt sunt suficient de înalți ca să nu... care înseamnă o firmă interesantă, dar și valoarea, calitatea celor care lucrează acolo, este BASF-ul aici, care înseamnă foarte mult pentru noi, este Zatăn Union, iar cu absolvenții ai noștri, Euralisul cu care ne-am conversat. De asemenea, iată, doamna doctor Lupu, cu care ne cunoaștem și din perioada de doctorat cu profesorul Dădeanu, și de asemenea, din nou, sigur, aici există niște riscuri să uit câte ceva, uit în ceea ce mai mult și datorită vârstei, dar știți, discutăm înainte, cercetarea științifică românească are niște probleme teribile cu finanțare. Doamna directoră a spus. Și totuși, în aceste condiții grele, există oameni care prin maestria proprie. Deci, prin maestria proprie, prin niște eforturi extraordinare, prin pricepere și așa mai departe, reușesc să mențină aceste unități de cercetare care înseamnă patrimoniul național să le mențină în funcțiune și să creeze, să realizeze niște lucruri pentru domeniul în care activează. Sigur, un exemplu este stațiunea de la Turda și unde este domnul director aici, care ne onorează cu prezența domniei sale și urăm succes în viitor, va fi foarte greu. Și de asemenea este domnul doctor Eugen Mureșan, care este o personalitate autentică, care s-a manifestat și se manifestă și la ora actuală, eu cred că se poate spune că este primul cercetător în domeniul ameliorării, sigur să mai zicem colectivul grâului de la Fundurea. Ceea ce este de admirat și vă felicităm pentru acest lucru. Și sigur, aș mai adăuga prezența conducerii Facultății de Agricultură de la Iași, care din nou a fost încântat de domnul decan Costel Samorin, care a fost încântat de existența unor foști studenți, absolvenți, doctoranți și așa mai departe. Este un centru de învățământ cu care colaborăm foarte bine și care este foarte bine cotat în domeniul științelor agricole din România. Și sigur, mulțumiri și felicitări domnului Dragoș Stima. Iată că acest bulgăre de zăpadă, bulgăraș care a pornit acum 4 ani, în 2012, el se rostogolește și crește dimensiuni, începe să se impună. Lucrul acesta se vede și prin
locurile care au fost organizate și unde firmele se pot exprima și cei din cercetarea noastră și de asemenea faptul că suprafețele au crescut considerabil de la, să zicem, 40.000 de hectare, se duc spre 200.000 de hectare cu soia, cu etapa care trebuie foarte bine gândită în continuare, fiindcă soia nu înseamnă doar producere în câmp, acolo sigur e material biologic, este tehnologie, este pricepere, dar mai departe este etapa următoare, este marketingul, este procesarea, nu? Care este esențială și după aceea valorificarea pe piețe diferite. Asta este o etapă pe care noi trebuie să o pregătim în continuare. Eu cred că mi-am făcut numărul, nu? Cam ce trebuia să spun. Un profesor simte nevoia să vorbească și vorbește câteodată la nesfârșit, dar de fapt vreau să rețineți mulțumirea noastră că suntem aici, admirația pentru activitatea dumneavoastră și sigur în continuare și spor la treabă și sigur concediu cât se poate de plăcut, fiindcă mai e nevoie și de așa ceva. Mulțumesc foarte mult și... Pentru că domnul profesor Roman a aruncat așa o pasă mediatică înspre Iași, o să-l invit pe domnul decan, domnul profesor Costel Samuel, să adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc! Bună ziua! Se vede că i-a prit domnul profesor Roman șederea la Mircești, a devenit un bun narator, un bun povestitor și ca întotdeauna mi-a făcut plăcerea astăzi să vă întâlnesc și să fiu în compania dumneavoastră, domnul profesor. Se pare că într-o lume foarte mercantilă, în care totul are preț, totul se cumpără, totul se vinde, astfel de acțiuni ca cea la care am fost prezent astăzi, ne bucură pe toți. Și pentru mine, având în vedere și apropierea geografică, profesională de stațiunea de la Secuieni, este o mândrie profesională. Că iată, stațiunea de la Trifer, de la Secuieni, a reușit să organizeze o astfel de activitate care nu este simplă absolut deloc. O activitate la care a reușit să adune la aceeași masă cei care produc, se ocupă de producere de sămânță, cei care se ocupă de secvențe tehnologice la o cultură din ce în ce mai important. Este vorba de soia. O cultură foarte veche, originară puțin mai departe pe locul în care ne aflăm noi și care, dacă a plecat un proiect ambițios în 2012, iată că începe să devină o certitudine. Pentru că dacă stai și ne gândim, de fapt, ce se ascunde în spatele acestei acțiuni? Dacă se ascunde ceva. De data aceasta, în afară de partea de care pomeneam mai devreme, mercantilă, că totul, până la urmă, are un preț, se face cu un preț și niște costuri, are și un, acest proiect Soia, Danul Soia, are și o fațetă, să spunem, umanistă. Cei care v-ați ocupat și ați studiat și ați cercetat mai multe date despre cultivarea soiei și ce înseamnă soia pentru omenire, îmi dați cu siguranță dreptate. În fiecare zi, noi consumăm în medie în jur de 25 de grame de proteină, în mare parte de origine animală. Un studiu spunea că dacă s-ar reduce consumul de proteină cu doar 10%, suprafața de pe care, sau suprafața de care avem nevoie să compensăm cele 10%, ar fi suficientă să producem hrană pentru 1 miliard de oameni. Este incredibil. Este incredibil. Dar merg cu raționamentul mai departe. Se știe foarte bine că un kilogram de proteină, de exemplu, din lucernă, ca să fiu mai aproape de domeniul meu, se produce de pe o suprafață de 5 metri pătrați. Același kilogram de proteină de la soia se produce de pe o suprafață de 12 metri pătrați. Iată de ce trebuie să fim mult mai aproape și din ce mai aproape de această cultură. Încă o dată felicit stațiunea, felicit toți participanți la acest proiect generos. Îmi doresc ca acest proiect să fie viabil, să meargă mai departe și la următoarea întâlnire să discutăm de suprafețe cultivate cu soia din ce mai mari. Pentru că în general, avem nevoie de proteine de origine vegetală. Vă mulțumesc, vă doresc succes la toți
concedii la cei care sunteți în concedii, succes în activitate și să dea Dumnezeu foaie pentru toată lumea. Mulțumesc. Cele ce urmează, o să încercăm să dezlușim câteva lucruri care stau în spatele acestui proiect și nu o să pățim foarte mult, o să ducăm câteva idei din istoricul recent al asociației și câteva proiecte de viitor. Practic, acest proiect a plecat de la o necesitate de piață și anume, Europa, în special Uniunea Europeană, consumă foarte multă soia și proteina din soia și produce foarte puțin. Și ca să vedeți cam unde stăm, nu s-au schimbat foarte mult de la un an la altul, în ultimii 3 ani, aceste cifre. Aproape 40 de milioane de tone echivalent boabe se consumă în Europa pe an. Și 90% din acest consum este asigurat de import. De importuri de peste mări și țări. America de Sud, America de Nord, alte zone geografice. Aveți o planșă care arată fluxurile de boabe de soia, șrot și ulei, de acum 2 ani de zile. Vedeți că foarte multă soia procesată, asta înseamnă că valoarea adăugată rămâne în acele zone geografice, Europa fiind bună de plată. Deci câți bani este din Europa pe an? Vedem în planșa respectivă. 75% din aceste importuri înseamnă soia modificată genetic, care merge cu precădere în furaj. Industria alimentară din Europa nu consumă soia modificată genetic pentru că trebuie etichetată, iar consumatorul european nu acceptă, deci cine ar produce alimente, băuturi din soia modificată genetic, ar rămâne cu electoratul asta. În Europa se cultivă cam 4% din suprafața mondială. Acest procentaj s-a îmbunătățit, mai ales în ultimii 2 ani. 4 milioane de hectare, puțin peste, s-au cultivat anul trecut. Aici trebuie să includem și Ucraina și Rusia. Ucraina cultivând cam 2,2 milioane de hectare de soia. Dintre țările care sunt în spațiul comunitar, România, Bulgaria, Croația și Ungaria sunt țările care au un potențial de creștere și o să vedeți în cele ce urmează că s-a și petrecut acest lucru în România. În ce privește soia pentru furaje, cea mai mare parte a consumului aici merge. 32 de milioane de tone echivalent boabe. Doar Germania consumă între 8 și 9 milioane de tone de soia echivalent boabe pe an. Germania are o industrie zootehnică foarte puternică și mare consumatoare. O singură țară din Europa și asigură necesarul din producția internă și anume Serbia. Serbia, mai ales Voivodina, au aproape de 200.000 de hectare. Există o mare companie pe care o cunoașteți, Victoria Group, care și procesează. Nefiind în Europa, au o politică mai protecționistă în ce privește soia. Consumul de soia nemodificată genetic merge în totalitate în industria alimentară, aproape 5 milioane de tone pe an, industria farmaceutică, ceva industrie cosmetică. Dar, ceea ce este interesant, și aici există țări care și-ar putea asigura necesarul din producția internă, cum ar fi Austria, dacă n-ar exporta. Deci Austria exportă soia nemodificată genetic certificată în Germania, în Elveția și importă șrotul din soia modificată genetic pentru industria lor furajele. Asta înseamnă schimburile comerciale. Sigur că și Italia și-a dezvoltat suprafața de soia în ultimii 15-20 de ani. Eu sper ca și țările din zona estică a spațiului comunitar să urmeze aceeași evoluție. De aceea, și acest proiect a plecat la drum, pentru că zona de favorabilitate a culturii de soia se găsește aici, în spațiul nostru geografic, în bazinul Dunărea. Deci există piețe care plătesc pentru soia nemodificată genetic, există cerere și nu există materie primă. De aici, cei care au fondat asociația au plecat pe această gândire. Menționez faptul că fiind asociația, noi nu facem comerț. Noi o să dezvoltăm 3 tipuri de programe, asupra care o să mă refer în viitor, dar comerț o fac membrii asociației. Nici de cum asociație. Ea a fost înființată în 2012 la Viena, cu contribuția unor membri din Austria și Germania, adică Bavaria. Astăzi, asociația are aproape 250 de membri. Și scopul este clar declarat, stimularea creșterii suprafețelor, dar nu numai,
și a profitabilizației infermierilor și stimularea și finanțarea pe cât se poate a cercetării, indiferent că este vorba de ameliorare sau de tehnologii de procesare, și un program pentru consumatori pe care o să-l vedeți în ceea ce urmează, de certificarea originii și calității. Adică soia nu este modificată genetic și este mult sub norma europeană de 0,9%, originea fiind Europa, adică bazinul dunărean, de aceea și dona soia sau denup soia. Membrii sunt diversi. Observați că sunt membri din țări care nu fac parte din spațiul dunărean. Sunt țări europene și mai nou avem și un membru din Statele Unite ale Americii. Interesant. Toți împărtășesc un interes comun în cultura de soia, indiferent din ce, de pe ce palier. Fie vorba că e vorba de ameliorare, fie vorba că e de companii de input-uri, de utilaje, de procesare, de trader, organizații de protecție a mediului, există un interes comun în soia. Deci, asociația e deschisă oricărui membru, firmă, instituție, asociație sau persoană fizică care are un interes în soia. Încet, încet, asociația a început să-și impună prezența în bazinul dunărean. Avem un birou regional la Novi Sad care se ocupă de țările din fosta Iugoslavie și Ungaria. Birou regional din România, adică eu, România, Bulgaria și Republica Moldova. Avem un reprezentant în Republica Moldova, pentru că am obținut o finanțare de la Agenția de Dezvoltare a Austriei în Moldova. Și avem un birou regional în Ucraina, pentru că iarăși asociația a beneficiat o finanțare din partea ADA și a asociației sau Agenției Internaționale de Dezvoltare a Germaniei. Ca să încerc să vă reprezentat în Polonia, în Germania, în Elveția și în Italia. Sediul central din la Viena. Vă spuneam că soia și domnul profesor Roman a menționat, evoluția în ultimul an a fost interesantă. Dacă în 2013 s-au cultivat puțin peste 67.000 de hectare, anul trecut, conform statisticilor datelor APIA, și aici vorba de SAS, 185.000 de hectare. Sigur că este o evoluție interesantă, dar este mult sub potențialul României. Potențialul minim exprimat de Academia de Științe Agricole și Civice este de 700.000 de hectare. Sunt anumiți specialiști din România care se duc către 1.000.000 de hectare, cum ar fi domnul director Buzdugan la Insula Mare. Dar, deci există un potențial și dacă ne uităm în istoria cultivării soiei în România, o să vedem că există suisul și coborușul și sunt date distincte. În anii 30, nemții au avut un proiect de înființare a culturii de soia în România, Bulgaria și Iugoslavia, 150.000 de hectare la vârf în anul 1942, dintre care 70.000 de hectare în România. Cu tehnologia de atunci, ei furnizau, interesant, sămânță, prefinanțare și inoculant. Deci în anii 30, germanii furnizau inoculant și acum foarte mulți fermieri au uitat de această vehică tehnologică. După care a fost perioada de vârf la sfârșitul anilor 80, când s-a dus aproape de 600.000 și acum suntem într-un alt ciclu. Vă spuneam de programe. Asociația face trei tipuri de programe. Programe pentru fermieri, pentru că în România și în Bulgaria, de exemplu, foarte mulți fermieri, mai ales din generația tânără, nu au cultivat soia, neavând experiență, neavând îndrăzneala profesională să măcar să încerce. Și am crezut că a vedea înseamnă credere. De aici au plecat ideea de platforme, unde domnul profesor Roman a avut o contribuție foarte mare prin această gândire a platformelor și a experiențelor din platforme. Anul trecut am avut 4, care se regăsește anul acesta. În plus, este cea de soia organică, nu este foarte mare, este vorba doar câteva soiuri, vreo 20 de soiuri și distanță între rânduri, controlul mecanic al buruienilor. Inoculare și produse de nutriție și fertilizare certificate în EU. Ceea ce este interesant este că în aceste platforme, în decursul a 3 ani de zile, în 2014 am avut 2 Turda și Pătești, 2015 cele 4, 2016 cele 4 plus soia organică, a fost un rulaj de vreo 64 de soiuri de soia. Material genetic autohton și de proveniență străină. Dacă ne gândim că întreg catalogul european al soiilor are 364 de soiuri de soia, vă zic că 64 reprezintă un procentaj interesant. Sunt soiuri asupra care există informații din anumite zone de cultură din România și nu numai. Bulgaria are Republica Moldova. Deci există o bază informațională, minimă pentru cultivatori și nu numai.
În afară de aceste programe, am mai editat un ghid, se numește Manual de Soia, el este disponibil și în variantă electronică și în variantă tipărită. A fost distribuit până acum la peste 1500 de cultivatori. El este încă în editare. O să fie ediția a doua, care va reprezenta un manual integrat de combatere a gurinilor, bolilor și dăunătorilor. Acestea sunt experiențele care au fost organizate în toate platformele demonstrative. Rezultatele sunt disponibile din anii precedenți. Cine este interesat poate să mă contacteze și pot trimite la parte de la aceste platforme. Aici aveți întreg panel de platforme. Cei care sunt interesați, îi invit cu dragă inimă la Bălți. Este prima platformă la Republica Moldova, dar este foarte cuprinzătoare, având 54 de soiuri de soia în acea platformă. Nu m-a trebuit până am trimis. Vă spuneam despre programele pentru consumator. Asociația a elaborat un standard de calitate, care se numește Denium Soia sau Denium Soia. El presupune certificarea calității și originii de fiecare etapă de producere și mișcare și transformarea soiei. Deci pentru cultivatori, pentru comercianți, pentru procesatorii primari, adică șrot, pentru procesatorii finali din industria alimentară, există această procedură. Odată pus pe ambalaj, pe documentație, acest standard, el îi arată consumatorului că soia nu este modificată genetic și că este produsă în Europa. Anul trecut, în toamnă, colegii de la China au elaborat și standardul Europe Soia, pentru că standardul Denium Soia sau Denium Soia era limitativ geografic. Și atunci am fost cereri din partea unor cultivatori, comercianți, procesatori, din afara Bosniei un an și era mai greu să certifici Denium Soia, ei fiind dintr-o zonă geografică mai lungită. Și atunci am elaborat acest standard Europe Soia, care înseamnă certificarea soiei de la fabrică până la oraș. Ceea ce reprezintă un avantaj pentru cei din Bazinul Mărean, pentru că se pot certifica pe două mărci, fie Denium Soia, Denium Soia, fie Europe Soia. Și eu cred că în viitor certificarea Europe Soia va fi o certificare pentru export din Europa către alte zone geografice. Anul acesta vom avea congresul, al patrulea congres la Budapesta, în 24-25 noiembrie. Invitația este deschisă. Cine dorește să participe, poate consulta site-ul, se poate registra pe site. Eu sper să fie cât mai mult în România, având în vedere că locația este foarte aproape de țara noastră. O să vă prezint în cele normale de succint doi cultivatori foarte interesanți. Le-am spus soia din grădină obișnuit, pentru că un cultivator este prima oară când produce soia în câmp, dar este un cultivator de legume, de lângă București. El produce cartofi, el produce ceapă, este vorba de domnul Tudora. Și este interesant pentru că dânsul, din 270 de hectare, 220 sunt instalate de irigare din tipurare. Deci dânsul a cultivat prima dată soia în viața dânsului, la picurare. Pe 8 hectare. Aici e structura. Nu o să intru în tehnologie, o să vedeți că regăsiți foarte multe din produsele companiilor care și astăzi vor face prezente. Dar este interesant că anul acesta a trecut de la 8 hectare la 30 de hectare. Scopul lui declarat nu este neapărat comercializarea soiei, ci azotul pe care soia îl lasă pentru culturile următoare. Și a obținut, în medie, peste 5.500 de kilograme, la anumite soiuri a avut 6.500 de kilograme. La un moment dat, la sfârșitul lunii august anul trecut, a trebuit să o cascheriera pentru că crepa ouă. Din plezne. Aici aveți așa arată soia acum un an. Puțin mai târziu, pe 27 august. Și anul acesta am mai suprafața, s-a înscris și la APIA pentru sprijinul voluntar cu glas, pentru că anul trecut n-am făcut-o.
Cred că au găsit vreo 250 de euro pe hectar la mine. N-a știut. Și aici este un lucru foarte bun pentru ceea ce s-a întâmplat în România și nu numai, pentru că 11 țări ale Uniunii Europene au introdus sprijinul cuplat voluntar pentru diferite programe, sigur pentru soia, pentru proteină. Unii au condiționat de anumiți parametri pe hectar, alții nu. De exemplu, Bulgaria nu a condiționat. Bulgaria a introdus sprijinul cuplat pentru domnul Tudora, nu am văzut anul trecut. România știți că a condiționat 1300 kg la hectar, sămânță certificată și vânzarea documentată printr-un contract comercial. Inclusiv Franța. Franța a oferit anul trecut și oferea și anul trecut 150 de euro pe hectar, sprijin voluntar cu plată. Croația, 11 țări sunt cele care au considerat că trebuie să stimuleze cumva proteina. Al doilea caz este și mai interesant, pentru că este vorba de un agricultor foarte experimentat, dintr-o zonă diferită, în ce privește precipitațiile, și anume la Amzacea, este vorba cei care îl cunoaște domnul Dumitru Manole, de la Fort Brain, dar, care e interesant, nu mai cultivase soia de vreo 25 de ani până atunci. Și rezultatele sunt diferite, dar satisfacțiile sunt cam aceleași, pentru că dânsul anul trecut a cultivat 50 de hectare, cu soia de la stațiunea de la Turda, și este interesant că Turda a început să migreze către sudul României, soiul de la Turda. Aici este vorba de tehnologie. O să vedeți că producția nu este foarte spectaculoasă, dar este la pragul minim pentru a obține sprijinul voluntar cuplat, și anume 1350 kg pe hectar. Dar vă invit să vă uitați la graficul precipitațiilor din zona Amzacea și să vă uitați la martie, mai și iunie 2015. Zero precipitații. Și în condițiile acestea, anul acesta s-a extins la 80 de hectare. Și am mai făcut un lucru pe care o să-l vedeți imediat. După ce... Asta era soia la domnul Manole în iunie anul trecut. Arăta bine, până să vină secetă. Dar o să vedeți că sunt câteva imagini puțin mai încolo, să vedeți ce dimensiune au crăpăturile în sol. O să vă spun, că o să vadă și pe anul acesta a luat decizia să însămânțeze foarte multe. Nu numai soia, și alte culturi, și a însămânțat soia pe 19 martie. Am avut ocazia să-i vedem culturile împreună cu domnul doctor Mălășanu la jumătatea lunii iunie, care arătau extraordinar. Acum să vedem după perioada aceasta de secetă. Dar, în orice caz, va obține mai mult de 1350 kg, dacă mai prinde o ploaie sau două până. Și porumbul, anul acesta a sămânțat de vreme și floarea. E un risc, dar cred că e un risc calculat din partea dânsului. În orice caz, a devenit entuziast în ce privește... Și aceasta este o actualizare a programului anul acesta. Vă spuneam pe 19 martie. Tot soiul de la Turda. Chiar a avut un simpozion cu Euralis, dacă nu mă înșel, la începutul lunii iulie. Nu? Georgiana. Ai fost acolo? Da, da. Și cum arăta soia? Excepțional. Numai că o să vedeți că domnul Manole, fiind foarte așezat și tipical, a documentat și partea de semănat într-un mod interesant, în următoarele două minute, un minut. Temperatura și atunci de semănat. Aici este o... spunea și... Simona Păcușcanu, care îi mulțumesc foarte mult pentru modul în care a organizat și s-a preocupat de aranjarea platformei. Soia e o plantă foarte versatilă. O poți semăna și cu semănătoarea de păsări și cu cea de prășitoare. Și cred că cele două exemple de aici pot spune un singur lucru. Tehnologia cea mai bună pentru soia este tehnologia pe care ți-o adaptezi pentru cunoștințele și necesitățile tale. Dar, în ambele cazuri, suprafața a crescut la cei doi fermieri.
Doamna doctor, totuși menționa faptul că, într-adevăr, anul acesta este anul internațional al rămaselor pentru boabe. Eu cred că e un moment foarte bun de a ne gândi nu numai la cultura de soia, dar și la celelalte specii de cultură care, practic, au dispărut din fermele noastre. Mazărea a început să revină, dar mă gândesc la linte, mă gândesc la năut, mă gândesc la multe specii pe care le găseam în piețe. Și acum nu le mai găsim. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă stau la dispoziție pentru informații și îmi permit să invit companiile care au contribuit la acest eveniment și o să începem cu partea de fertilizare și invit pe colegii de asuma care o să continue prezentarea. Vă mulțumesc! Bună ziua, vă zic și eu. O să vă prezint din nou, pentru cei poate care nu m-au văzut încă. Numele meu este Cristian Rus. Sunt product manager în cadrul companiei Climac Agro. După cum bine știți, compania Climac Agro este pe piața românească de fertilizanți prezentă din 2006. Deci la ora actuală are 10 ani de activitate în România. Noi am început acum 10 ani prin a educa, să zicem, premieri în ceea ce privește fertilizarea în agricultura românească. Poate atunci nu se vorbea despre bor, nu se vorbea despre surd, nu se vorbea despre calciu la anumite culturi. În prezent, toți fermierii știu că aceste elemente sunt foarte importante pentru plantele de cultură. Mi-a fost foarte greu acum să încep acest discurs cu doamna domnilor profesor, în urma domnilor de la Sfântoamnei, totuși de la Secuiei. O să fiu foarte scurt și o să punctez principal ce este mai important în ceea ce privește fertilizarea la cultura de soia. Ce avem cel mai important lucru pentru elementele productivității la cultura de soia ar fi, în primul rând, numărul de plantă la metru pătrat, numărul de păstări pe plantă, numărul de boabe pe mână în păstări și MMB-ul semințelor. Deci acestea, aici trebuie să lucrăm pentru a avea cât mai bună producție în final la cultura de soia. Ca și zone de favorabile în cultura de soia, observați, undeva în sudul țării am putea vorbi acolo unde sunt acele pete maro, o zonă favorabilă, dar în prezent, datorită lipsei precipitațiilor majore, cu siguranță acolo se cultivă suprafețe mici de soia, dar încep să înceapă să cultive și acolo, poate la irigat. Despre ce vom vorbi noi astăzi în prezentarea climatului? În primul rând despre rutițe, despre blocarea elementelor datorită pH-ului, despre rădăcină în corina vegetației, stresul în vegetație și calitate. Ce avem nevoie pentru o cultură de soia? Ce vorbeam și la început, nu neapărat de un NPK, adică azot, fosfor și potasiu, ci și celelalte microelemente au un rol foarte important pentru a obține producții bune în final. Ca și necesar nutrițional la cultura de soia, observăm pentru 2 tone la hectar de boabe, avem un necesar de 160 de kg de azot, 30 de kg de fosfor, 40 de kg de potasiu, dar în același timp nu trebuie neglijate microelementele, și anume calciu 48 de kg, magneziu 24 și sulfu 44 de kg. Observăm că elementul cel mai important sau cel mai cantitatea cea mai mare necesară este azotul. O să vedem de unde își procură în general planta de soia azotul. Observați, cantitatea de fosfor nu este atât de mare față de alte culturi. Deci 30 de kg de fosfor nu este o cantitate enormă. De aceea, în anumite situații, cum s-au făcut și aici la analizele la stațiunea de la Secuieni, este foarte important să vedem ce avem în sol, după care intervenim cu un anumit tip de îngrășământ. În cazul de aici, de la Secuieni, în această primăvară, făcându-se analize, s-a intervenit și un produs cu potasiu. Deci, solul acesta avea nevoie și de cantități de potasiu. Și a avut un îngrășământ echilibrat, gen tipul 15. A fost aplicat în această experiență din stațiune. Deci, după cum spuneam, azotul, fosforul, potasiu. Ce e important la cultura de soia? Observați, pe 35-50% din cantitatea de azot pentru necesitatea pentru cultura de soia se ia din sol, adică din soluția solului.
Iar cealaltă candidată de 50-65% este dobândită prin nodozitățile pe care se află pe rădăcinile culturii de soia. Deci diferența, vedeți, în primul rând trebuie să avem grijă de aceste nodozități să formeze și să producă acest azot necesar plantei de soia. Un alt lucru important, sau cum putem verifica în câmp, în momentul în care, să zicem, nodozitățile lucrează la nivelul rădăcinilor, dacă vom strânge, să zicem, scoatem o rădăcină, vom strânge o nodozitate și va fi o culoare roșie la nivelul, culoarea ei va fi roșie, atunci acea nodozitate de pe rădăcină este în regulă. În momentul în care strângem acea nodozitate și nu avem, are o culoare incoloră, sau este incoloră sau, zicem așa, mai puțin, este mai puțin activă. Deci nu lucrează pentru plantă în cazul respectiv. În momentul respectiv am putea veni cu o suplimentare de azot. Adică depinde ce stadiu este și planta de soia. Ca și recomandări, observăm în partea de jos, dacă avem undeva la 5 nodozități pe plantă, am avea nevoie de undeva la între 0 și 30 kg de azot. Deci putem să nu dăm aproape deloc azot dacă avem acele nodozități care lucrează. Dacă avem între 1 și 5 nodozități, trebuie să dăm undeva între 30 și 60 kg de azot la hectar. Iar dacă avem, aproape nu sunt deloc nodozități, trebuie totuși dat între 60 și 90 kg de azot la hectar. În cazul experienței noastre au fost date aplicate undeva la 60 kg de îngrășământ azot. Un alt lucru interesant, referitor la cercetările făcute de la Pioneer, obligatoriu azotul să nu fie aplicat lângă sămânță. Deci azotul aplicat lângă sămânță va inhiba activitatea acestor bacterii. De aceea azotul, dacă dăm la semănat, va trebui să fie un azot eliberat lent. Și în al doilea rând să fie aplicat sub sămânță undeva la 80 cm. Deci aplicarea azotului exact lângă sămânță s-ar putea să facă mai rău decât bine. Dacă vorbim de fertilizarea cu azot la companie Timac Agro, anul trecut am avut un experiment tot aici la Serbien cu produsul Simertec IMK35. Dacă observați puțin pe formulă, are un azot 25% 10% potasiu. Un alt lucru foarte important care a ajutat soia anul trecut a fost acel potasiu care duce la un mai bun management al apei în cazul oricărei culturi, plus microelementele sub zinc și bor. Ce vreau să menționez, acest Sinertec MK35 este un azot cu eliberare lentă, deci ceea ce vă spuneam înainte are un efect benefic asupra culturii. Un alt produs care am putea să-l folosim în vegetație de data aceasta este Sulfamo 25, un azot cu eliberare rapidă, la fel cu magneziu și sulf. Dacă vorbim de fosfor și de potasiu, aici trebuie să ținem seama, în primul rând, de pH-ul solului. La un pH, deci știm, soia poate fi cultivată între pH-ul de 5 până la 8,5. Dar ea preferă, în general, un pH între 6, 7, 7,2. Deci, în general, un pH neutru. Trebuie să avem aici, în cazul de față, și ce fel de fosfor folosim, ce fel de potasiu, pentru că apar blocaje foarte mari de acestor două elemente, chiar dacă ele nu sunt în cantități enorm foarte mari necesare pentru obținerea producției. Soluțiile Timac pentru această problemă, dacă vorbim în primul rând despre pH-ul solului, avem gama Eurofertil Top, gama Duofertil Top, și o biostimulare radiculară, care o să vorbim puțin mai târziu despre dânsa, care stimulează, în primul rând, formarea nodozităților. Și Top Fosul este o gamă adusă de către compania noastră anul trecut, în 2015. Este un, spunem noi, un fosfor, fosforul noii generații. Putem discuta în particular, să zicem, despre acest fosfor. Este chiar un fosfor care va fi folosit pe mai târziu în agricultură. Ce vorbeam și la început, dacă vorbim despre pH-ul din solul de România, observăm, cred că și în zona Secuienului, sigur, sunt multe soluri acide, iar solurile bazice le găsim undeva în Dobrogea, pe malul Dunării. Un alt produs care putem acționa asupra pH-ului acid, de data aceasta, în companiei, este gama Physiomax. Ce conține aceste produse? Dacă observați Physiomax-ul bio, are undeva la Physiomax-ul, un produs bio de fapt, are 70% calciu,
și trei asta magneziu. De ce este recomandat pentru solurile cu acetate pronunțată undeva la 5-5,5? Iar dacă mai avem nevoie și de o cantitate de fosfor, putem folosi produsul Vizomescal G18, care conține și o cantitate de 18% de fosfor. Deci ce vreau să rețineți, aceste produse sunt recomandate nu ca să bunătățească pH-ul solului, ci să amelioreze la nivelul unde va vedea că granula pH-ul respectiv și acolo unde rădăcina plantei va ajunge, va găsi cu siguranță elementele și le va absorbi mult mai bine. O altă problemă care e importantă la soi este rădăcina și pornirea vegetației. De această dată, ceea ce vă povesteam și în câmp, avem o soluție care am folosit-o și aici cu rezultate foarte bune în primul rând anul trecut. Vă povesteam acel scor de producție undeva la 700 de kg datorită produsului Fertig Activ Starter, într-un an foarte dificil anul trecut, în primul rând din punct de vedere al precipitațiilor. Iar un produs la fel revoluționar, cum spune noi, a pus acum 4 ani în România. Pink Startul este un îngrășământ microgranulat, cred că majoritatea dintre noi a început să audă de aceste produse, care se poate aplica lângă rădăcină, iar produsul nostru, odată cu semănatul, produsul nostru are ca și formulă 28-5, adică nu are absolut deloc o componență și poate fi aplicat exact lângă rădăcina, adică lângă sămânța de soia. Odată cu semănatul se aplică un utilaj care putem procura chiar sau putem să-l oferim chiar noi în câmp și atunci vă punem acest îngrășământ exact lângă sămânță. Stresul în vegetație, după cum bine știți, temperaturile, secetă, fenomenele extreme sunt stresuri care amenință întotdeauna toate culturile, mai ales în zona noastră. Ce avem pentru în acest caz? Avem biosumatorii foliari din gama Fertiliter. Avem experiența și aici în cupla noastră, experiența Fertiliter Gold. Se aplică undeva la 3 litri la hectar. Ce face acest produs? Deci nu este un produs foliar, ca să nu înțelegem. Este un biostimulator. Conține glicin betaină, lucruri care ajută la înlăturarea stresului asupra plantei. Ajută la fotosinteză și o mai bună hrănire a plantei. Deci este un biostimulator, este un îngrășământ foliar. Deci, ce vă spuneam, din gama Fertiliter Vinti BPK, Fertiliter Gold și Oris. Produsul bio, Gold este și un produs bio, deci poate fi folosit și în agricultura biologică. Deci, Fertiliter, cum am spus, o mai bună fotosinteză, o transformă mai bună a elementelor, deci nu aplicăm doar BPK, ci și o biostimulare asupra plantei. Un alt lucru important la soia, reprezintă proteina, cum am vorbit și mai înainte. Ce se întâmplă cu transformarea acestei proteine în plantă? La nivelul plantei avem nevoie de acea transformare din azot nitric în azot amoniacal și apoi în aminoacizi și în proteine. Este foarte important că produsele noastre acționează exact asupra acelei nitrate reductaze care face acea transformare a azotului la nivelul plantei. Asta este un lucru foarte important și ajutăm ca cantitatea de proteină din boabe să fie mult mai bună. Soluția Timac, ce vă spuneam și înainte, am mai vorbit despre ele, Sinertec 35, gama Sulfamo, care conține aceste specificități în proces care acționează asupra transformării azotului la nivelul plantei. Ce vă povesteam și mai înainte, ca să vorbim și ceva concret despre rezultatele de anul trecut, observați, în primul caz a fost matură netratat, am avut Sinertec cu MKO, despre care am vorbit, cu o diferență de 311 kg la hectar. Fertiactilul, cel care v-am spus că acționează, este un biostimulator articular, acționează în primul rând asupra rădăcinilor, a adus un scor de producție de 769 kg. Iar Fertiligrul Gold, produsul aplicat foliar, un biostimulator foliar, la 685 kg. Deci, ca și investiție, cred că se merită, sunt soluții la care colegii mei vin la dumneavoastră în fermă, văd ce problemă aveți la un anumit moment dat și atunci vă recomandă unul dintre aceste produse. Adică nu facem o fertilizare de la început până la sfârșit, fără să vedem evoluția plantei. Vedem evoluția plantei și automat după aia venim cu soluții de fertilizare de care dumneavoastră aveți nevoie. Eu cam atât am vrut să vă spun. Dacă aveți întrebări, vă rog să... Dacă nu, predau colega, ștafeta colegilor. Mulțumesc frumos! Yeah.
suntem la partea de material semincer și o să avem două companii care vor prezenta surile. Prima companie este compania Euralis și o invit pe colega Melania Lungu să preia microfonul, deci nu vrea microfon. De
Vreau să mai precizez că, în afară de portofoliu de soia, suntem prezenți cu rapița de toamnă. În această campanie vă întâlnim cu 12 hibrizi de rapiță din toate grupele de maturitate. Avem doi hibrizi fierte. Și pentru că v-am promis să fim atenți la nevoile dumneavoastră, vă întâlnim cu o ofertă specială. La 5 saci achiziționați veți primi un sac gratuit. Pe lângă aceasta, desfășurăm o campanie de asigurare împotriva secetei, astfel dacă veți cumpăra rapiță de la noi și va fi calamitate din cauza secetei, în primul rând vom oferi semințe de floare soarelui gratuit pentru suprafața noastră calamitate. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vreau să mulțumesc la introducere și bravo! Următoarea companie este compania Zaten și pe colegii și membrii, de fapt, de asociației. Primul rând, bună ziua, stimate catematatice, stimați invitați, doamna director, dragi colegi, numele meu este Marius Crețu, sunt director comercial al companiei Zaten în România și Rapoli în România. Mă simt onorat să fiu astăzi prezent aici, deși colegul Bogdan Guță se ocupă în mod exclusiv de cultura de soia și în special de leguminoase, plus cerele păioase, are cam multe domnul Bogdan pe cap. Dar faptul că mă aflam și eu în zonă, este un plec de bucurie să spun și eu câteva cuvinte vis-a-vis de aceste companii, Satan Mio și Rapu. Îmi pare doamna totuși că n-am mai venit în zonă să prezint, ca și în anii trecuți, câmpurile, unde făceam acelere curioase, dar datorită faptului că portofoliul companiei Satan Union s-a lărgit în fiecare an, partea comercială este foarte importantă, cum bine știți, asta aduce bani și, bineînțeles, dacă se poate și profit. Dacă nu începe să există. Și am vrut neapărat să spun și eu două vorbe vis-a-vis de aceste companii. În primul rând, vreau să vă laud pentru câmpul pe care l-am văzut la soia. Deci, condițiile așa cum a spus Roman, au fost vitrege, în ceea ce privește lipsa apei, câmpul arată foarte bine. Eu, într-adevăr, astăzi sunt la Botoșani, mâine sunt la Meșteninți, cu mine la Satul Mare și răspund la Constanța și văd toată țara foarte rapid. Și toate câmpurile, și toate culturile. Costa, într-adevăr, sunteți dovedă. În ceea ce privește compania Satan Union, vreau să vă spun câteva cuvinte. Satan Union este o companie, de mărimea medie, cum se vede, fondată de 65 în Germania. Nemțește au fost destul de rapizi. Am fuzionat și a format așa zisele asociații de semințe. După cum vedeți, sunt 7 acționari, de la Ackermann până la Strube, care fiecare dintre ei reprezintă un ameliorator. Toți s-au fuzionat și au dus de acasă fiecare semință de proprii și cerică proprii și au creat așa zisă Satan Union în Germania. Care, în timp, s-a asociat în marketing cu diverse alte companii, cum este și Rapul, despre care o să spun și câteva cuvinte despre Rapul, și și-a deschis sucursale în partea de jos, vedeți, o seama întreagă de tratare, în care compania Satan Union funcționează. Mai sunt și altele care lipsesc, de pildă Bulgaria, nu văd aici, și Bulgaria este chiar fruntașul la Satan Union, de vânzare de rapiță și de cereale păiase.
este de apreciat faptul că sunt ameliorator de mărime mică sau medie, care au reușit în timp să concureze firme într-adevăr de prestigiu, chiar giganți, să spun. Un exemplu ar fi Rapul, o companie care a luat ființă prin asociarea doi mici amelioratori și din 2019, când este în România, a început să creeze bani, ca să spun așa. Și chiar e binevenită pentru noi, cei care răspundem la așa ceva. În ceea ce privește portofoliul de cereri de semințe în compania Saturnina, în primăvară, avem hibrizii de porumb, plus în toți specificații aici, dar pot să vă spun că sunt de la hibrizii TAU 260-270 până la TAU 500, deci de la extrăgurii până la TAPI. Hibrizii de floarea soarelui, unii dintre ei chiar consacrați, vorbesc de Paraiso 102 CV, Paraiso 1000 CV plus, vorbesc de mazăre Salamanca și Astronaut, o altă cultură de, din grupa leguminoaselor. Și aici chiar pot să spun cu mândrie că nu facem față cerințelor de la fermieri, ceea ce privește semințele de mazăre. În acesta am încercat și în toamnă să aducem un soi care să satisfacă nevoile pieței, dar n-a fost chiar ce trebuia. Ne-am însușit criticele și a trebuit să renunțăm la sămânță pentru toamna 2016, la cumpărătă masă. Deși cerere erau, dar n-a fost momentul potrivit pentru noi. La soia, așa cum spunea și Bogdan în câmp, sunt câteva soiuri pe care o să le și prezentăm imediat. Pentru cultura de toamnă, unde pot să spun că avem și aici un cuvânt de spus în piața românească. Avem celebrele soiuri de grâu Mulan și Joker, care sunt foarte recunoscute în toate zonele de cultură ale grâului. Grâu hibrid, la momentul de față suntem nu singura, dar printre puținele companii din România care comercializează grâu hibrid în România. Într-adevăr, vorbim despre alte nume de semănat, alte cantități la hectar, vorbim despre boabe gen pe metru pătrat, sunt alte lucruri decât soiurile de grâu. O soiul de toamnă, tras cu Malvinda Metaxa, celebrele soiuri destinate în special producție de malț, triticale Turus și Esu Agendus, la Orz, la Berta, Wendy, prea bine cunoscutul Orz, cultivat de Insula Marea Brăile și care, într-adevăr, are producții care pot să spun că fac istorie, Secară cu Matador și Esu Mephisto, Mazărea James, despre asta vă spuneam, soiul ăsta de mazăre, am încercat să-l creăm, să-l aplicăm, să-l acomodăm în România, dar ceva a fost în regulă și nu s-a reușit acomodarea lui. Ca atare nu avem să nu înțeamnă. Vis-a-vis de soiurile de soia, încep cu alt soiul care este un soi extra din furiu, este cel mai extra din furiu soi care avem noi în portofoliu, este, într-adevăr, o prezentare a patru soiului în funcție de precocitatea lor. Vegetație de până la 110 zile, după cum vedeți, se plătează pentru cultură succesivă și se poate cultiva toate zonele de cultură ale soiei, deși în special în zona Botoșani, în zona de nord la țări. Producțiile obținute la Fetești, la Dârga, între 2120, la secpină cu 1553, un MMP cuprins între 155 până la 175 de grame și vegetația în diversele locații care le avem unde au avut de stende, între 102 la 101 zile. Corana este un soi de soia pe care noi ne bazăm, atât din punct de vedere al stocului de semințe, cât și al producțiilor obținute. Sunt și câteva exemple de producții obținute, într-adevăr, reale, nu sunt falsuri. Este un soi timpuriu din grupa de mătate 00, cu o bună pornire în vegetație și o capacitate foarte bună de ramificare. Are un conținut ridicat de proteină,
un norm de semnătate de 55.65 de boabe pe metru pătrat, astfel ca să asigură recoltarea în 500-600.000 de plante recoltabile și, așa cum am specificat, se cultivă în toate zonele favorabile pentru cultura soii. Orion și Tela sunt chiar ultimele două soiuri din portofoliu. Orion este un soi semilimpurin. Are la fel ca și precedentul, ca și Orana, este un soi cu dezvoltare viguroasă în prima parte de vegetație. Este un soi cu un conținut ridicat de proteină și o densitate de asemenea de 50-60 de boabe pe metru pătrat. Este recomandat să-i cultiva în câmpia, în nodul câmpiei române, acolo unde temperatura, suma de temperatură este de 1400 până la 1600 grade Celsius și în câmpia de vest și nord-vest. Tena este un soi semi-tardiv, este chiar cel mai tardiv soi din portofoliu Satul Union. Are o talie medie spre înaltă, cu insecție mare a primei crustei. La fel, densitatea era la 500-600.000 de plante recoltabile pe metru pe hectar și este recomandat a se cultiva în zona de vest a României și în zona de sud. Aici, în schimb, probleme sunt cu precipitații. Avem și un scurt istoric și o prezentare a celor mai importante caracteristici ale soiilor vis-a-vis de talia plantelor, după cum vedeți, este mai la majoritatea soiilor este medie. Insecția primei păstăi, la fel, aproape medie la toate plantele. Culoarea florilor este violet. Culoarea hirului, maro, negru. La ultima, la tena, este într-adevăr galbă. Conținut de grăsimi între 19 până la 23%. Conținut de proteină 38 la 42%. Și potențial de producție, într-adevăr, în funcție de precocitatea soiului, de la 2500 până la 5500 la cel mai tardiv soi din portofoliu. Am pus și pentru cei care sunt interesați, faptul că mă ocup de partea comercială, am pus un slide și cu harta României și cu reprezentanții de vânzări din România. Sunt, după cum vedeți, 13 zone. În fiecare zonă avem câte un reprezentant, iar în ultimele, în ultima perioadă, în zona 4, avem un coleg nou, pe Inel Cătălin. În zona 3 am mai adus iarăși un coleg, datorită faptului că sunt zone importante, sunt zone mari, care necesită o mai mare, știu eu, alergare pentru contract. N-am spus câteva cuvinte despre rapiță și aici vreau să revin. Toată lumea face o, să zicem, o confuzie, dar să întreabă cine este Rapul, de fapt. Rapul este o companie care se află sub umbrela Satul Union și care comercializează exclusiv semințe de rapiță. Sunt hibrizi. Pot să răspund deja consacrații în România, din 2011 până în prezent. Vorbesc despre Visby, vorbesc despre Sherpa, vorbesc despre Compass și Inspiration. Iar nemții de la Rapul, într-adevăr, în fiecare an, aduc hibrizi noi. Iar anul acesta, Dalton și Shrek, sunt doi hibrizi pe care îi recomand cu căldură tuturor fermierilor care vor să încerce. Hibrizi de rapiță de înaltă clasă genetică. Credeți-mă că eu sunt în Satul Union de 10 ani de zile și Rapul a venit în România din 2011 și din 2011 până în prezent a avut o creștere mai mult decât semnificativă și numai datorită geneticii proprii pe care o dețin. Creșterea la noi a fost cel puțin pentru cultura de rapiță cu ajutorul fermierilor străini care lucrează în România. Nemți, danezi, italieni, portughezi, care cunosc foarte bine genetica, cunosc foarte bine hibrizii și cer preponderență. Pot să spun că ei au fost chiar locomotiva care a tras compania Rapul în 2011 și 2012. Ei ne-au promovat, fără doar și fără.
despre Southern Lyon, ca și în concluzie, este o companie care investește în fiecare an, într-adevăr, în cercetare și aminorare. Lucrăm, într-adevăr, pentru cultura de afară, să de pildă cu zona din America de Sud, cu Brazilia, unde facem cost controlul. Așa cum bine se vede, comercializăm soiuri și hibrizi bine adaptați la condițiile din România. Cel puțin, Bogdan, poate să confirme la asta, la culturi, la hibrizi, la soiuri de cerele păioase, testările se fac an de an, an de an, cel puțin 3 ani de zile, până când se obțin rezultate și producții care să satisfacă doleanțele fermierilor. Un portofoliu variat, așa cum îi spuneam și domnul Turcu. Avem în primăvară culturile de curum, floarea soarelui, soia, masa de primăvară, repet, care reprezintă o forță în satul meu, orzoaică și cele din toamnă, toate speciile de cereale foiase, grâu, orz, orzoaică, secară tehnicale, grâu hibrid, secară hibridă și în ultimul rând, rapița de toamnă, care, într-adevăr, reprezintă o forță. O să spun cu mândrie că suntem o companie de nivel mediu, dar care ne zbatem și reușim să ocupăm și noi cât de cât în fiecare an din piața aiurilor românesc. Vă doresc tuturor, așa cum scrie și la concluzie, recolte bogate, de bună sănătate și repet, sunt onorat că mă aflu astăzi aici, printre dumneavoastră. Toate cele bune! Vreau să vă zic și eu câteva cuvinte. În primul rând vreau să mulțumesc SCTA Secuieni. Avem o colaborare de lungă durată. Toate testările la cereale de grâu se fac prin doamna Lupu. Bineînțeles, sub supravegherea doamnei Protuși. De asemenea, și soia. Noi testăm soia de mulți ani de zile la doamna Lupu și am avut screening-ul din care am selectat aceste soiuri care au ajuns în comercial. Suntem o companie care ne axăm în principal pe inovație și suntem o companie care suntem deschiși la colaborări de ameliorare. După cum ați văzut din componența acționariatului nostru, lucrăm cu amelioratori și aici vreau să mulțumesc foarte mult stațiunii de la Turda, pentru că împreună avem o colaborare pentru două soiuri, Larisa și Carla, pe care încercăm să le dezvoltăm în țări precum Ucraina, Republica Moldova și vrem, de asemenea, în Rusia, avem pe Onyx, pe Perla, pe Felix, încercăm să ducem genetica românească, să o ducem și peste votare și să exportăm valoarea cercetării din România și încercăm împreună, tot prin această asociere, să dezvoltăm ce e mai bun și să ducem mai departe inovația și ce e mai bun să le ducem către țările din întreaga Europa. De asemenea, sunt onorat și chiar emoționat de prezența domnului profesor Roman, pentru care am o stimă deosebită. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și nu în ultimul rând domnului Dragoș Dima, pentru că am început acum un an de zile, eu cel puțin, această campanie de promovare a culturii de soia și eu mă consider un pionier în soia. Nu am experiență foarte, foarte vastă, precum domnul Mureșan sau celelalte sănătăți. Nici nu am cum, dar ideea e că vreau, mă implic și îmi doresc să facem o promovare corespunzătoare pentru această cultură și sunt sigur că este foarte important pentru fermieri, pentru rotația culturii. Vă mulțumesc mult pentru atenție, îmi cer scuze pentru emoții, sunt din inimă și
vă doresc și o recolte bogate, mult succes în activitatea dumneavoastră și pentru cei care n-au luat concediu, un concediu plăcut și cu, să vă încărcați bateriile pentru un nou an, un nou sezon. Toate cele bune! Vă mulțumesc! Și eu îi mulțumesc pe lui Bogdan pentru sprijin, mai ales că mama acesta mi-a dat un sprijin foarte bun și foarte important pentru anumite platforme. Aș vrea să completez un pic ceea ce au spus colegii de la Zaten. Recolte bogate și, aș spune eu, câmpuri curate. Și prin aceasta facem tranziția la următoarea verigă tehnologică, și anume controlul bunienilor. Îl invit pe partenerul, prietenul și colaborator apropiat, Liviu Chira, să prezinte portofoliul companiei Transate. Eu am nevoie de microfon. Încă o dată, mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a prezenta oferta BAS pentru cultura de soia și când vine, working foarte scurtă să spunem, de la început spun lucrul acesta, și când vine vorba de cultura de soia, avem un slide aici care îl prezentăm cu mândrie și modestie, să spunem. Pentru BAS, cultura de soia are un loc special, fiind dezvoltând din obiectul o serie întreagă de produse. Acum o să mă axez decât la ultimele două linii în acest text. Este vorba de ultimele noutăți în protecția culturii, sau nu numai pentru protecția, pentru cultura în general, de soia și leguminoase pentru boabe în general. Și aș începe cu Corum. A fost lansat pe piață anul trecut. Este, spunem noi, cea mai inteligentă soluție pentru o producție ridicată de soia. Câteva caracteristici, nu o să intru în detaliu, doar câteva exemple. În primul rând, este un spectru larg de combatere. Acum, ca să vă conectez un pic la combaterea buruienilor. Deci încep cu spectrul larg de combatere a buruienilor. Și asta înseamnă eficacitate foarte mare în combatere, un număr mare de buruieni. Acest lucru este determinat de conținutul de substanțe active. Are două substanțe active bine cunoscute în cultura de soia, vorba de imazamox și ventazon. Practic și încărcătura de substanță activă pe grâu este destul de mare și o să vedem care prezintă și alt avantaj. Sigur, pentru cultură înseamnă că are o selectivitate pentru cultura de soia, adică eu trebuie să distrugă buruienile, dar nu trebuie să ne afecteze cultura de soia. Este un produs specific pentru leguminoase, pentru boabe, formulare specială. Flexibilitate în aplicare. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că am o fereastră largă de aplicare. În general se recomandă pentru soia de la două frunze adevărate până la apariția răstarilor lateral, dar în momentul efectiv, o să revin mai departe, în momentul efectiv se recomandă, este determinat de stadiul buruienilor. Se poate aplica la soia atât într-o singură trecere sau secvențial. Ușor de utilizat, 5 pași simple, o să trec reviste și, în final, o recoltă ridicată. Spectru de combatere, doar câteva buruienii dicotile, este și una monocotilă. Puteți vedea că numărul de teste, numărul de paranteze reprezintă numărul de teste BAS în perioada, vedeți acolo, în 2009-2014. În toate aceste teste, eficacitatea peste 90% în buruieni cheie, precum Chenopodium, puteți vedea inclusiv Hibiscus, Solanum, Amaranthus. Încă o dată, să spunem, raționamentul pentru care are astfel de eficacitate datorită conținutului de două substanțe active. Flexibilitatea în aplicare poate fi folosită atât la soia cât și la alte culturi. Puteți vedea aici și dozele. Important pentru soia, doza este de 1,9 litri, doza omologată. 1,9 litri pe hectar se aplică în amestec cu un ajuvant care vine în același pachet. Acum se poate aplica fie într-o singură trecere, fie în două treceri cu jumătăți de doză. O să revin în detaliu. Lucernă 1,25 litri pe hectar. La lucernă nu recomandă amestec cu dudaș pentru că îl face destul de agresiv pentru dudașul agresiv și pentru lucernă. Fasole, mazăre, puteți vedea acolo dozele. Ușor de utilizat, spunem noi, fiind un produs specific pentru leguminoase, pentru boabe, pașii care îi recomandăm, în primul rând, trebuie să monitorizăm statul de dezvoltare al buruienilor. Bineînțeles că și soia, al culturii, dar limitele acelea două frunze adevărate, răstar lateral.
și important de monitorizat stadiile puberilor dificile, precum chenopodium, ambrozie și așa mai departe. Și se utilizează porum, o singură aplicare sau aplicare secvențială. Acum este determinat de cât de bine mențin reușiți să combateți puruienile în stadiul optim. Pentru aplicare secvențială, de obicei, stadiul puruienilor trebuie să fie mic, să aibă cotiledoane, două frunze adevărate, astfel încât să fie complet distruse de erbicid. Urmând ca la următorul val de buruieni să revină din nou cu jumătatea de doză. Încă o dată, acest raționament sau motiv pentru care permite aplicarea și secvențială este conținutul sau încărcătura ridicată de substanță activă pe litru al produsului porum. În caz că aveți suprafețe mari în care stadiul buruienilor poate fi ușor, deci depăși două frunze, patru frunze, atunci recomandăm aplicarea într-o singură trecere. Și important, vedeți și acolo, cultura soiei este cultură sensibilă, recomandăm aplicarea în limite acelea de temperatură. Și, pe scurt, aceasta a fost prezentarea sau câteva detalii despre acest produs porum cu rezultate, spre noi, în 2016, cu rezultate deosebite în combaterea puriilor. Cea de-a doua element sau prezentare astăzi era ultima pe linia de slide de introducere. În 2000, de fapt, sezonul următor cel mai probabil vom lansa inoculanții BSF pentru cultura de soia. Și aici este o poză de la centrul de cercetare BSF de la Limburgerhof. În stânga nefratat și în dreapta este inoculată. Cu specificarea în acea zonă, îi spun că nu s-a mai cultivat soia de cel puțin 10 ani și nu s-a aplicat niciun îngrășământ pe bază de azot. De aceea, aici se vede clar diferența în culoare, cel puțin în culoare și dezvoltarea plantelor. Poate nu știați, dar BSF a devenit, este lider mondial în inoculanță, la nivel, puteți vedea, la nivel global, centrele de cercetare de producție. Aceasta se bazează, practic, pe achiziția companiei, cu siguranță s-a auzit, Becker Underwood, a făcut bani, în care s-a integrat în compania BSF. Pentru Europa, centrul de cercetare de dezvoltare este în Anglia și este acest centru specializat în principal pentru inoculanții închis. O să intru acum în detalii. Nu știu care sunt caracteristicile acestor inoculanți BSF. În principal, tulpina eficientă de rizobiu, substratul și modul de preparare a acestor inoculanți este de o calitate foarte bună. Cred că este un ultim slide. Ce e important? Deci tot există formulări de inoculanță clasice în care se aplică în ziua semănatului. Și aici avem high stick soia și high stick lucernă. Menționez că high stick la soia a fost aplicat în platforma pe care tocmai am văzut-o pe semințele Euralis. Și de noutatea sau ultima inovație în domeniul inoculanților este așa numit sistem de preinoculare. Se inoculează, se tratează sămânța industrială cu maxim până la 3 luni, 90 de zile înainte de semănat. Sau dacă nu se folosește și a tratament chimic fungic la sămânță, sau 35-40 de zile dacă în funcție de tratamentul chimic folosit. Ceea ce economisește foarte mult timp în perioada semănatului, adică fermierul nu mai stă în ziua semănatului să-și inoculeze, să-și semene. Este inoculată, vine gata inoculată, însăcuită și așa mai departe și prezintă un avantaj în acest lucru de economisire de timp și ușurință în semănat. Și cu ultim slide de încheiere, privind, nu știu, ca o concluzie, inoculanții BSF au o calitate deosebită pentru recoltele cele mai mari. Și mulțumesc foarte mult pentru atenție și mulțumesc și eu organizatorilor. Pentru mine, să știți că este personal, este prima dată când vin în stațiune și mulțumesc pentru această oportunitate de a staționa. O zi bună! Cu
Continuăm cu protecția culturilor și invit pe partenerii de la Adama să prezinte portofoliul de produse pentru soia. Ultimul din cei care vom prezenta în capitolul sămânță tratamente. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și, în asentimentul dumneavoastră, aș vrea să fac o apreciere, o mulțumire mai exact, în ceea ce am văzut, în o locație în care, în deschiderea acestei prezentări, am auzit o stațiune din România și din zona noastră, e lipsită de datorii la stat. Culmea că câmpurile arătau la fel de bine ca și din unitatea care era clar că datoria nu era acolo. Iar sunt convins că ceea ce am văzut astăzi, ceea ce am văzut în decursul acestui an și ceea ce vedem an de an la stațiunea de la Săcăin, nu reprezintă decât o dorință și o voință mai mare de a fi în sprijinul nostru. În 2003 am fost invitat să semăn un soi de grâu. Lucram într-un cereal vascuit. Nu știam nimic despre el. Cum era că mi s-a spus, folosiți-l, la noi în Franța de 11 tone. Vedeți-mă, patronul pentru care lucram l-a cumpărat pentru acele 11 tone, pentru ce urma să mi se întâmple mie, scățând mult mai puțin într-un an să începăs. Și venind aici, am învățat un singur lucru. Noua informație, ești lipsit în totalitate de orice boală. Încă o dată vreau să-i mulțumesc doamnei Elena Totuși și întregii echipe care o coordonează. Și suntem convins că an de an vom avea ce vedea la această stațiune. Dacă în medicină se spune învățați 6 ani și voi când terminați veți învăța cu tine. Ultimii 3 ani ne-am întors la o vorbă a unui profesor la Universitatea de la Iași, al domnului Măsic, care spunea, fiți mândri că sunteți agronom, în comparație cu medicii, sunteți singurii care decideți în funcție de frunze și fruct, rădăcină și tulpină, ceea ce trebuie să dați și când trebuie să dați. Mă bucur că fac parte din tarma agronomilor și în același timp mă bucur că în Moldova avem o locație atât de frumoasă și atât de utilă și condusă de o echipă inimoasă care an de an a făcut dovada că putem merge pe încredere alături de ei. Numele meu este Radu Teodor. Recent am împlinit 3 luni în această companie. Fiind într-o altă companie. Toate. Vorba cuiva, piața de agribusiness este atât de mică în cap oriunde oricând. Dar ceea ce vreau să vă transmit din partea conducerii companiei Adama e că să fiți sănătoși și să vă bucurați de ceea ce realizați an de an. Din păcate, astăzi trebuia să fie alături de mine conducător pe România a acestei firme. Nu a reușit să ajungă din motive despre de înțeles, întotdeauna au și ei controlul de lor. Dar cu speranța că am reușit alături de companiile de semințe, de companiile de îngrășăminte și colegii din protecția plantelor, să vedem că putem face față la provocările acestei culturi. O să fac o prezentare foarte scurtă a portofoliului și în același timp aș vrea să fiu foarte scurt pentru că de dimineață e suficient de mult. Tehnologia pe care am avansat-o pentru această cultură, ținând cont că este o cultură pretențioasă, o cultură în care dacă ai scăpat-o în Buriană, dacă am terminat povestea și în același timp
Știm fiecare că această cultură fără apă e cam nimic. S-a dovedit că în ultimii ani, poate dorința unora, poate același dor venit pe soia, a amplificat dorința de a cultiva această plantă, a adus automat după ea și o dorință de a aplica tehnologie și atât în lipsa precipitațiilor, cât și în lipsa unor produse care știm foarte bine înainte au făcut istorie și le foloseam istrășnicie pentru că ne-am plățat terenul, trebuie să găsim alte soluții. Soluțiile noastre sunt penigan de parc, surdone și agil. Nu e nimic nou în piață, dar utilizate atunci când trebuie și în momentul pe care dumneavoastră îl considerați optim în fiecare parla separat, adică atunci când muierile au cel mai bun moment de a fi dispuse. Nu o dezvoltare excesivă a muierilor înseamnă că atunci avem cel mai bun moment de a fi niciodată. Dar, revenind la portofoliu, e ceea ce ați văzut și eu, nu? Schema de tratament a fost aleasă de comun acord cu cei de la stațiune și singura diferență la cele două variante a fost aplicarea de leopard și aplicarea de argil. Amândouă din grupa fiți al acordului, dar pe concentrații diferite și moment de aplicare diferit. În rest, pendiganul, pendimentalinul, în piață de câțiva ani, zeci de ani mult, dar care sunt țări cu care îl folosesc cu strășnicie și se pare că va reveni în forță și la noi. Dar într-un an ca acesta, în care în momentul în care a trebuit aplicat, a avut precipitații suficiente și a făcut foarte bine efect. Reemergența, o știm foarte bine, necesită și incorporare și apă. Am avut acest noroc anul ăsta, s-a putut folosi produsul. Surdone, grupa metribuzină, îl puteți folosi și preemergent și în următoarea fază de post-emergență timpurie. Concentrațiile sunt, le-am respectat cu strictețe. Singurul lucru în care nu ne-am apropiat a fost la leopard, unde în loc de 1,5 s-a mers cu un singur litru, în momentul în care l-am aplicat, era un stres de temperatură care nu necesita să aplicăm noi un stres pe plan. În rest, produsele le cunoașteți. Suntem o companie care avem un portofoliu plin și sper ca, începând de la anul, să mai avem un produs atât pentru porumb, cât și pentru soia. Și să putem să vă prezentăm ca. Vă mulțumesc frumos și vă doresc un an încheiat la producții, dacă nu bune, sau cele care vă doriți, măcar prețul să vă spun. Și pentru că toate fericirile tehnologice menționate până acum au nevoie de un mod de a fi puse în valoare, sigur că ultima prezentare de anunța din urmă este vorba despre tehnica agricolă, compania Agrialianță. Bună ziua și bun venit tuturor! Mă numesc Florin Sârpoș și sunt reprezentantul comercial Agrialianța în zonă. Pentru cei care poate nu știu, Agrialianța este o societate comercială care se ocupă cu comercializarea echipamentelor și utilajelor în agricultură, cu și fără motiv. În momentele ce urmează, vreau să vă prezint un scurt material. Știu că ați așteptat foarte mult. Agrialianța a fost creată în anul 2007. În momentul de față, numără circa 32 de angajați și deține 5 puncte de lucru. Cel mai apropiat de dumneavoastră este aici, la Secuienii Noi, Roma, urmează Oradea, Afumați, Drăgănești, Blasca și Dragă. Mărcinile noastre sunt următoarele. Vestite de tractoare Kubota, o marcă japoneză, Amidi, în Statele Unite ale Americii, Versatil, Canada, Rostelmaș, grupul Versatil Rostelmaș, Rusia, Canada, Ovlac, Gini, Dorez, Ombu,
sisteme de irigație de la Irland, Ircade, Paresiv. Așa cum am spus adineaur, Cupota este o marcă japoneză și un produs de top. Vreau să vă împărtășesc câteva cifre legate de acest brand. Cifra de afaceri la celor de la Cupota este de aproximativ 7,7 miliarde de euro. Numără ca angajați sunt mai mult de 40.000, primul fabricant mondial de motoare diesel până la 100 de cai putere pentru activitate industrială agricolă, numără circa 500.000 de motoare produse în 2012, 27% din motoare pentru mașini cu Cupota, restul pentru alți fabricanți, precum Bobcat, Manitou, Shepherd. Este un lider mondial pentru mini-excavatoare. Cupota are astăzi o gamă de tractoare, începând cu 12 cai putere până la 170, seria B de la 12 la 30 de cai putere și seria L de la 30 la 50 de cai putere. Urmează seria M40 Nero pentru pomicultură, viticultură, de la 60 la 95 de cai, seria M60 de la 60 la 105, seria MGX de la 110 la 140, cel din câmp era seria MGX 110. Noua gamă de la 130 până la 170 de cai putere. Garanția tractoarelor cu Cupota este de 3 ani sau 2500 de ore de funcționare. Avem semănători de înaltă precizie și distribuitoare de îngrășăminte, tot cu Cupota. Câteva cifre legate de Versatil, un brand al nostru din Canada, parte a grupului Rostermaș. Număr de angajați mai mulți de 11.000, peste 2,6 milioane de combine în 80 de ani, combine vândute, 50 de ani de experiență în producția tractoarelor. Versatil sunt tractoare de la 260 la 310 cai putere și o gamă de tractoare articulate de la 450 la 550 de cai putere. Versatil, gama de combine. Avem modele ca Vector 420, Acros 580, RSM 161 și RT 490. Pluguri, ovlac, o gamă completă de pluguri purtate de la 2 la 6 trupițe, reglaj manual și hidraulic, securitate și rup de fortificare, securitate cu arcuri, securitate hidraulică. O gamă completă de pluguri semi-purtate de la 6 la 8 trupițe, diverse opțiuni, precum foaie de comandă lamelară, antitrupițe, plug plastic sau unul. Agrisem este un brand francezesc, gamă de utilaje și discuri. Discurile montate pe un arc 3D spiral, amortizare șoc, efect de percuție, de la 3 la 12 metri, o gamă de utilaje cu dinți, scarificator cu dinți, gravitația Agrisem, de la 3 la 8 metri. O gamă de utilaje cu dinți, tot Agrisem, dezmirișitor cu dinți, cu securitate cu arcuri, o gamă de utilaje cu dinți și cu discuri, două rânduri de discuri, unul, două sau trei rânduri de dinți. Caruel, un brand francezesc, specialist în pulverizare, o gamă completă de mașini de herbicidat purtate și tractate, purtate de la 400 la 1000 de litri, cu rampă de la 9 la 24 de metri, tractate de la 2500 la 6000 de litri, cu o rampă de la 18 la 36 de metri. O gamă completă de mașini de herbicidat autopropulsate, tot Caruel, de la 2500 la 5200 de litri, rampă de la 24 la 42 de metri și cu o gardă la sol de la 1,05 la 1,8 metri. Sky, semănători cu pregătire. Semănători de foiase cu pregătire, de la 3 la 6 metri, două rânduri de discuri pentru pregătire, element semnat desemănat cu simplu disc, 120 kg presiune pe element, 15 cm distanță între rânduri, ose de transport independentă. La opțiunea avem fertilizare și tăvălug Packer. Vă mulțumim, echipa Agri Alianța mulțumește doamna Elena Trotuș și domnului Tima și tuturor celor prezenți în această sală. Vă zic bună, mulțumesc! Cei care o să mai participe la alte platforme o să aibă ocazia să mai vadă compania Agroalianța și la Fetești și la celelalte platforme. Înainte de a încheia,
Există un foarte distins domn care ar mai dori să spună două, trei cuvințele audienței și îmi invită domnul doctor Eugen Mureșanu. Stimate doamne, stimați domn, vă rog să-mi permiteți ca în numele echipei de ameliorare a SOE-ei de la stațiunea din Turda, în numele conducerii stațiunii noastre, să adresez sincere felicitări doamnei director Elena Troșu, totuși, întregii echipe de la stațiunea din Secuien, pentru modul în care s-au prezentat la platforma Dona Soia, pentru modul în care s-au implicat, îmi dau seama că toată lumea a contribuit, pentru că am trecut prin aceste chinuri ale facerii cu o săptămână în urmă și știu ce înseamnă să stai cu sabia deasupra gâtului, să te uiți pe cer dacă vine norul benefic sau dacă, Doamne ferește, nu vine mai negru și cu grindină. Știu ce înseamnă să te implici din suflet într-o acțiune de genul ăsta. De asemenea, vă rog să-mi permiteți ca în numele echipei de ameliorare a SOE-ii de la Turda să mulțumesc colegilor de la Secuien pentru modul în care am colaborat o perioadă îndelungată de timp. Dacă o luăm în an, cred că nu greșesc, din 1999, începând cu soiul Agat, cum se numea atunci, Granat apoi, s-a debutat în producerea de sămânță la soia de Turda la Secuien. Nu a fost o acțiune extraordinar de reușită, soiul a fost bun, a mers o perioadă de timp, dar este loc și de mai bine întotdeauna. Și soia a fost înlocuit. El era un soi foarte bun, avea o inserție determinată genetic la 21 de centimetri, însă era labil sub aspectul rezistenței la scuturare. Soia a fost înlocuit cu soiul Safir. Safir rezistent la scuturare, dar inconvenientul era că nu avea un potențial de producție deosebit. Au apărut soiurile din generația mai tânără, respectiv soiul Onyx, din care s-a produs și se produce sămânță și în prezent. Înainte sau în paralel cu Onyx-ul, fiind introdus în sistemul de producere de sămânță, soiul Opal, după aceea denumit Eugen, soi care de asemenea se continuă producerea de sămânță și la ora actuală. Iar începând cu acest an, cu 2016, s-a început colaborarea în producerea de sămânță cu stațiunea Secuien la soiul Darina, înregistrat în anul 2011. Mulțumesc și pe această cale pentru modul în care s-a colaborat, pentru modul în care ne-am completat reciproc. A fost o adevărată simbioză, o adevărată colaborare. Colaborare și nu greșesc când spun simbioză, care a fost și în sistemul de testare în culturi comparative. Avem cultură comparativă la Secuien, în care testăm în ultima fază liniile pe care noi intenționăm să le promovăm în ISTIS. Deci este momentul în care se dă verdictul a fi sau a nu fi pentru o anumită linie. A fi promovată în ISTIS sau a nu fi
promovată în ISTIS, pe baza rezultatelor acumulate în an de zile în Turda și pe baza rezultatelor de la Secuiel. Așa că nu am greșit anul trecut când am afirmat și reafirm și acum că pe bună dreptate stațiunea Secuiel este colaboratoare la toate creațiile de Turda, spunându-și verdictul în momentele cheie. Încă o dată mulțumim pentru colaborare, mulțumim pentru faptul că existați și să sperăm că vom exista împreună cât mai mult timp. Mulțumim! Mulțumesc și eu, domnule dr. Mureșanu. Vă mulțumesc pentru interes și participare. Vă mulțumesc pentru implicare. Simona, îți mulțumesc pentru organizare.